Bun găsit, bun găsit, dragi prieteni, cu oarecare întârziere, pentru că am avut, ca de obicei, tot felul de probleme ținând de semnal, de tehnică, de, mă rog, în fine, nu mai contează. Voi ați stat și ați suportat cu stoicism această așteptare ca să vorbim și noi cu voi în această seară minunată. Așadar, dragi prieteni, situația este extrem de volatilă. În caz că n-ați aflat, Daily Telegraph a publicat un articol absolut șocant în care spune că există posibilitatea ca rușii să aibă o victorie devastatoare, zdrobitoare. A rămas cu gura căscată, nu mi-a să cred. Și noi pierdem timpul pe la Bruxelles și prin alte părți cu președintele ăsta al nostru turist, care merge peste tot și se bagă el în seamă pe acolo și ne explică cum că totul e în regulă și că va rezolva el problema, dar tot nu intrăm în Schengen. Așa că stați liniștiți, așteptați până la Sfântul Așteaptă, cum se zice. Așa că în seara asta suntem împreună cu părintele Adrian Singurov și vom discuta și un pic de politică, pentru că nu e așa, politica este cea care ne creează mari probleme și ne pune în mare dificultate și trebuie să vedem cum a apărut politica asta, până la urmă, în istoria civilizației, ce s-a dorit cu ea și unde s-a ajuns. S-a ajuns undeva ciudat, în sensul că, iată, la noi există două Românii, o Românie în care există doar ei și unde profită de tot ceea ce produce această țară și o România noastră, cam cenușie ea așa, e destul de problematic. Oamenii sunt puși în posturi extrem de nenorocite, sunt obligați să plece din țară. Ați văzut că am fost la Viena și acolo la Viena am văzut foarte mulți oameni care, săracii de ei, au și ei probleme serioase, sunt situații delicate, în general vor să se întoarcă înapoi în țară, dar nu au unde, nu au cum, nu au pentru ce. O fi vreo karmă proastă a poporului nostru să ne ucidem conducătorii și să plecăm în pribegie, prin lume? Nu știu. Și asta e o întrebare la care ar trebui să răspundem. Așadar, vom începe această emisiune cu o întrebare importantă pentru părintele Adrian Singurov. O întrebare care ține până la urmă de ceea ce trăim, ceea ce am trăit și ceea ce vom trăi. Există un fir roșu al unui destin sau, până la urmă, popoarele își făuresc propriile destine? Știu că e o întrebare cam grea asta. Ea ține de marea discuție filozofică dintre destin și liberul arbitru. Toată filozofia lumii a fost împărțită încă din antichitate între unii care spuneau că orice s-ar întâmpla, tu ai trasat destinul dinainte și tu mergi pe destinul ăla, n-ai cum să te abați de la el. Iar alții care spuneau că ai liberul arbitru, că încă de la Geneză, când Adam și Eva se aflau în Eden și Dumnezeu le-a spus să nu, să facă orice, dar să nu guste din mărul ăla. Și ei, el, adică Adam, corupt de Eva, care era coruptă de șarpe, a gustat din măr și deodată s-au rușinat. De ce? Deveniseră conștienți de sine. Au realizat ce înseamnă să fii gol, de pildă. O interpretare. Și atunci venim și întrebăm. Păi, ori Dumnezeu știa că degeaba le spune să nu cumva să guste din mărul ăla, că atunci se supără pe ei și vor fi decăzuți din Eden, ori el le-a lăsat liberul arbitru. Deci cum a fost, părinte Adrian Singurov?
a fost liber arbitru încă de la facerea lumii sau a fost destin? În primul rând, bună seara tuturor spectatorilor și prietenilor noștri, că mulți sunt prieteni deja cu noi, suntem într-o comunitate deja configurată. Țin să menționez pentru început, e foarte important să menționez faptul că acum discut ca cetățean simplu, cu drepturile conferite oricărui cetățean de către Constituție, nu ca preot, că nu mi-am pus reverenda, special pentru că am întrebat înainte dacă sunt subiecte politice și ca să nu fie repercusiuni de niciun fel, vorbesc ca cetățean, pentru că în același timp și eu am jurat pe drapel, cine înțelege exact ce vreau să spun, jurat pe drapel, și eu am jurat și pentru Constituție, pentru că, vedeți, noastră Constituția aceasta, acolo cumva te obligă, scrie clar, ești obligat să ți apeți țara, fără, nu există interpretări, obligat să ți apeți țara. Ești obligat să reacționezi și să, dacă vezi o infracțiune, să nu taci, ești complice imediat dacă taci. Deci, n-ai voie să acoperi infractori, nu ai voie, conform legii, să ascunzi lucruri sau evenimente sau fapte care sunt, pot atinge securitatea națională a statului, iar noi vorbim de, numai de independență, de, de integritatea statului național. Sunt lucruri extrem de sensibile și atunci, ca să nu amestecăm lucrurile, ca și acel părinte în timpul Tudor Vladimirescu, care a fost caterisit de biserică oficial și nicio problemă, a revenit ulterior pus de cuza și a reușit să salveze, a intrat și în Parlament o perioadă. Deci e foarte important să știm că avem ceva mai important. Acest jurământ, Dumnezeu, țara, adică patria și poporul. Astea sunt lucruri indisolubile. Nu ai cum să te rupi de neamul tău, de sângele tău, de strămoșii tăi, de cei care s-au jertfit, s-au sacrificat pentru a vorbi noi acum o limbă, pentru a fi totuși liberi cât de cât, chiar dacă în 15 martie, legea 28, 1991, legea 28, 15 martie, 1991, România și-a pierdut statutul de stat independent și și-a pierdut dreptul de a purta, de a avea o stemă pe drapel. Câți sunt care înțeleg semnificația faptului de a pierde dreptul de a avea o stemă? Stema înseamnă adevărată suveranitate. Republica Moldova are stemă. Nu și-a pierdut-o, acei confeite de voievozi, e drept voievodal cu sânge, cu strămoși. Noi nu mai avem chestia asta, fiindcă suntem corporație, un SRL nenorocit, în care noi toți acum plătim taxe, suntem toți noi nu mai suntem ființe umane, suntem considerate obiecte, mai precis aseturi. Toți avem, suntem aseturi, suntem garanții bancare cu un cod numeric care este cotat la Bursa Internațională de Mărfuri. Suntem mărfuri, să știți dumneavoastră, conform legii 28 din 15 martie 91. Același Marțian, Dan Marțian și Alexandru Bărlădeanu, care într-adevăr au făcut și un lucru bun, n-au vrut să semneze frontierele, acel tratat cu Ucraina, în care au spus noi nu vom recunoaște niciodată Ucraina, asta în noiembrie în același an, niciodată Ucraina dacă nu se respectă dreptul minorităților și nu se respectă dreptul nostru de a revendica teritoriile istorice. Sunt decizia Parlamentului și care a fost înregistrată, bineînțeles, în monitor oficial. Acestea sunt lucruri care, vedeți, sunt sensibile și nu poți să amesteci religia, biserica ta și alte interese, să nu ai probleme de... Adică noi trebuie să fim foarte legali în chestia. Nu mi-asum pe persoană fizică, vorba unui renumit concetățean de-al nostru, pe persoană fizică. Acum, liberul arbitru. Păi dacă înțelegem că noi suntem corporații și suntem bunuri, aseturi, ce drept poate să aibă firul meu de călcat? Mă întreb, ce drept să-i ofer? Să-l iei să calci pantalonii, da? Atât. El are dreptul să se strice. Atât. Și foarte interesant acest răspuns. Dacă ai dreptul să te strici, atunci poți să-ți retragi CNP-ul. Știați asta?
Fiindcă noi, tot dacă vorbim de BSR, Blocul Suveranist Român, da? Știți că de fapt înseamnă Biserica Satanistă din România? Apropo de suveraniști minunați și inteligenți care se bagă într-o chestie care depășesc total, abar nu ce se află în spatele heraldicii, în spatele simbolurilor. E ceva care e la nivel. Întotdeauna, întotdeauna, tot ce ține de politică, tot ce ține de istorie a fost în spate, a fost generată de interese oculte. Întotdeauna. Istoria a fost creată pe religie, nu invers. Politica e creată pe religie. Întotdeauna un rege, un despot, un conducător de orice fel ar fi, de trib, de țară, de regat, întotdeauna a avut consilieri magicieni. Întotdeauna, până și Hitler, știm cu Thule, mare organizație, și ce consilier avea și la ce nivel s-a ajuns. Totul înseamnă magie, totul este ocult. Absolut tot ce ne înconjoară la ora actuală, marile corporații, reprezentanții lor, când se duc să semneze cât un contract, și am avut la un moment dat și un filmuleț, nu știu, pentru un card, au stat, dacă nu mă înșel, 6 ore, dacă nu mă înșel, 6 ore au așteptat, s-au uitat la ceas, dar cu răbdare de oameni, bine, zona asiatică, așa, 6 ore, la ceas, până se a apărut tatvele. Tatvele înseamnă interval de 2 ore, în care e favorizantul unui anumit lucru. În cazul lor, semnarea acelui contract. S-a măsurat de experți la ce tatve se încadrează ca să fie de bun augur afacerii respective. Și nu vorbim de cumpărat cartofi, vorbim de miliarde de dolari. Acel contract a fost semnat la o anumită oră, când aspectele, nu știu cum, astrologice, stele și mai departe, da, vorbim de miliarde de dolari, vă dați seama, în realitate, ce ne guvernează în spate și faptul că îți poți... Chiar, în realitate, ce ne guvernează în spate? Numai și numai interese oculte. Ultima, acum vreo 2 emisiuni, vorbeam de fosta directoare de la FMI, scapă numele doamnei, dar știam atunci, m-am uitat de multe ori la acel videoclip, ca să văd mesajul dintre cuvinte, dintre fraze. Nimic altceva decât foarte clar. Deci femeia a fost foarte franc. A spus-o că la multe întâlniri la care a fost și se discuta de politici mondiale, fiindcă femeia și Banca Mondială, la un moment dat, sunt veri între ei și tot discutau de, în ghilimele, îmbunătățirea, optimizarea economiilor unor țări care au target. Dar targetul acelei țări care erau targetate pentru optimizarea bugetelor sau economiei, macroeconomiei de obicei, întotdeauna erau de fapt conduse și țintite pentru asasini economici. Știți foarte bine, există o carte celebră, Asasinul economic. În momentul în care a spus că a avut niște întâlniri, niște reprezentanți care au venit, n-a spus ai cui, au venit să le traseze lor niște direcții, și a spus că acele persoane nu erau ființe umane. Dar nu în sensul că erau dezumanizate. Nu erau umane. Acum știu dacă aveau tentacule și clipeau... Ok, dar ei apăreau ca oameni, totuși. Scăpau. Dar cum și-a dat seama? Păi scăpau. Noi spunem că sunt shape-shifting, adică schimbau forma și puteau să-și modeleze forma respectivă, dar... Cam cum condiții, era Terminatorul care își lua orice formă. Nu, așa este. Dar se pare că ei dețin o tehnologie care se camuflează. Cumva este o iluzie optică faptul că noi percepem ca o ființă umană. Numai că această tehnologie, așa cum am zis eu, că există la ora actuală telefoane foarte performante scoase de Android cu tehnologie haptică. Haptica asta nu are legătură cu hapurile care le luăm noi când ne doarem măseaua sau capul, ci haptica are legătură cu infrasunete, ultrasunete, care sunt emise de niște microgeneratoare încastrate în carcasa telefonului și care noi știm, de exemplu, de holograme. Deja sunt celebre, sunt telefoane care îți apare în relief așa niște, ce vrei tu, niște forme, chiar și tastatura. Numai că acea hologramă tu o vezi 3D, o vedem și pe cer, fac ăștia balene care zboară prin nori, nicio problemă, problema este alta. Că una este o vezi, știi, hologramă e doar o imagine, chiar dacă e 3D, e doar o imagine și aia nu este palpabilă, dar în momentul în care tu
pui mâna pe acea hologramă de pe telefon, o simți. Opa! Și nu mai... Deci are și consistență materială? Asta am vrut să zic. E o iluzie adevărat, cu tehnologie foarte avansată, în care acele ultrasunete, exact ca la laserul care face operație pe ochi. Adică îți reglează și lungimea undei. Pur și simplu îți dă iluzia senzației de materialitate. Tu simți, dar mai mult de atât, nu numai că simți, nu-i doar o percepție, tu iei cu mânuța de moț acel, eu știu, pai marinarul care se apare pe ecran și ridici telefonul cu totul. Deci, tehnologie haptică. A, la începutul anului a fost chestia asta, brusc s-a șternut liniștea mass media despre subiect. Greu mai găsești acum referiri la tehnologia haptică, dar ce înseamnă asta? Înseamnă că există posibilitatea de a crea iluzia unor forme materiale care să fie palpabile. Dar ia să ne gândim altfel. Dar dacă s-ar crea un glonț, ideea vorbesc civil acum, da? Și o dăm altfel. Dacă crezi iluzia unui glonț care îl face să zboare prin aer și zgăurește peretele, poate să găurească și altceva, nu? Dacă tot o iluzie, dar e palpabilă, zgăurește fără să respire, vestă Kevlar. O rematerializezi în spatele vestei. Nici nu miroase vesta aia, ultrasunetul, o rema din interior. Pe aceeași tehnologie, e un patent acum american care a spus că ce să ne mai chinuim noi că există oameni care sunt reticenți la vaccinuri. Și spre bine nostru, adică ce, a zis, n-am pomenit ce vaccin. Antirabic, domnule, nu vă gândi la, nu mai cenzurați netul. Mă duc la țară și mă mușcă o vulpe turbată. De parcă n-am fi noi turbați destul. Și turbează vulpea. Dar te mușcă. Conform legii, te duci rapid la medic să-ți facă vaccinul antirabic. Da? Până acum totul relaxat, n-am vorbit nimic, n-am încălcat nicio regulă, n-am pomenit de dosare penale pe Pfizer la modul angro în toată Europa și toată lumea, dar fără să se spună că ei s-au asigurat înainte și au spus că își declină responsabilitatea și ei nu răspund penal față, ci răspund guvernele. Sau în final guvernele, nu noi, end user-ul, adică victima. Ea e singura responsabilă. Există contract pe așa ceva. Cu alte cuvinte, degeaba cineva să mergi acum vreodată să ceară socoteală vreunui concern medical-farmaceutic pentru daune. Pentru că deja e prea târziu, au semnat. Bun, asta e altă poveste. Mergem la pentru antirabi. Și îi spun așa. Dom'le, dacă sunt oameni care au fobie de ace, în general, nu știu, ai nevoie, te duci să-ți faci o operație de apendicită, să-ți facă automat, înainte, injecția pentru anestezie. Logic. E vorba de ac. Ce ne facem? Omul nu suportă acele. Păi tu iei picătura aia sau soluția care e și o pui pe piele, așa, cu pipeta. Cu pipeta. O lași pe piele și lași acolo să facă o gâlmă de lichid. Apoi dai drumul la o jucărie care emită același ultrasunet de care vorbim de apropo de tehnologia haptică și acel lichid care se află pe piele începe să intre în piele. Îi dă o rezonanță și traversează derma fără niciun efect secundar. Pur și simplu, este absorbită instantaneu de piele. Dispare în clipa aia. Și a intrat în piele. Gândiți-vă că se poate arunca din avion. Mii de tone. Plouă afară. Tu mergi în ploaie, că ești mândru și meluia aia, că dansezi în ploaie celebră. Și dansezi în ploaie romantic, dar picătura de ploaie... Danger in the rain. Așa, bravo, vezi? Și în loc să te relaxezi și să cânți în ploaie frumos, că noi încă mai suntem în vârsta în care știam ce înseamnă asta și eram romantic pe vremea când se ploua, din primăvara sau toamnă. Și eram atât de fericit că ploua afară și am și cu florile și făceam și poezii. Încă mai scriam de mână scrisori. Cine își mai aminte ce-o fi aia scrisoare, nu știm. Se scria de mână și scriam chestii romantice la fete. Când se întâmplă asta și picătura aia care îți vine pe tine, e posibil ca cineva foarte curios să vadă ce se întâmplă cu rata demografică pe planetă,
apasă un butonaș și butonașul ăla dă drum la tehnologia haptică, care sunt niște generatoare mici. Știți cum? Cât o antenă de aceea de, ne uităm la satelit. Cu o antenă de micuță este emisă zona unda ultrasunete și dacă e de anumită categorie, poți să dea și în satelit și, eu știu, pe o rază de un oraș întreg, toată apa aia care curge din ploaie, pică de ploaie, devine vaccin instantaneu absorbită de piele. Există... Asta ar fi ceva grav. Nu numai grav. Este o eu sper că așa ceva nu e posibil, totuși. Încearcă cu tăia. Eu zic că e doar în discuție. Se nu, poate experimenta, dar ce credeți că deja e operațională această chestiune? Noi știm asta. Și atunci, ce sens mai avea să ne tot amețească, să încerce să ne convingă, să facem vaccinuri, dacă puteau să îl placeze printr-o ploaie? Luis, erau făcute în 2000. Da, am o explicație, da, scuze. Ei trebuie să taxeze. Păi sigur că da, tu să le vândă. Așa, care dacă dai o ploaie, cum taxezi? Da. Auzi, e o chestie de aritmetică, nu mai țin minte cine a făcut calculul. Câte vaccinuri s-au făcut, doze de asta la nivel mondial, și nu știu câte zeci de miliarde, fiindcă la un moment dat și la noi, în țară, erau vreo 8-10 doze la un moment dat câte s-au cumpărat. Acum a ieșit, putem vorbi public de ce. Aproape 100 de milioane care s-au dus, da. Unii spun jumătate de miliard, alții spun un miliard. Nu adică, banii. Mă rog, dosarul ăla de la DNA e pe un miliard, dar Rafila zice că n-a plătit decât 500 de milioane. Nici deci ei nu mai știu. De ce când e de furat, acum? E complicat, normal. Ia gândește, acum 2 ani de zile puteam vorbi de subiectul ăsta, nu? Că ne tăia curentul instantaneu. Tot cartierul era închis imediat, dacă te dai curent, nu știu, n-ai voie. E, cum? Eu chiar vorbeam, uite, sunt toți oamenii martori aici, eu chiar vorbeam. Și cu Diana discutam despre vaccinuri. M-a chemat și la CNA. Am fost la CNA. Și fii atent acum. Niște aritmetica simplă. Păi, alea 200 de milioane de doze, cât erau? Nu-i 15 milioane în toată țara? Câte, nu? Câte 10 de doze trebuia să ia fiecare? Nu puteau să fie făcute în 3 luni, pentru că s-a făcut ceva. Dom'le, a vaccinul. Îi trebuie 3 ani pe nu știu ce preluare, nu prevalare, nu mai ținte termenii, că era foarte frumos, adică vorbit științific, aplicat de un specialist care a lucrat în domeniul laborator. Și știi, domnule, cu termenii ăia medicali, ce înseamnă 3 ani cu pregătire, cu analiză, cu cobai, cu oameni, cu voluntari care semnează aia de voluntariat, nu știu ce, cu cazul de asigurări, cu familia, ce se întâmplă dacă crapă ăla săracul Dumnezeu să ierte. Dar nu s-a întâmplat termen de 3-4 ani. Și în 2 luni s-au făcut, nu știu, zeci de miliarde de doze care s-a făcut un calcul. Trebuia să fie 50 de ani să le ia dacă făceau chestia asta doar în laboratorul. Și clar, normal, pentru SIDA nici măcar acum nu există un vaccin și SIDA a apărut în anii 80. Noi suntem în 2020, deci avem 40 de ani și nu avem un vaccin pentru SIDA. Deci aceste vaccinuri au început fabricația lor cu mult timp înainte, au fost depozitate și circul ăla cu 70 de grade minus în care trebuia să fie transportate și nu știu ce, și noi toți cu tancuri pe șosele, cu drone, cu supraveghere, cu extraterestre, ce ne băgase într-un circ de ăsta. Domnule, Sergiu Nicolescu, Dumnezeu să iete, cred că ar fi fost gelos, crăpase în roșa la față de geniul acestui film minunat în care noi toți am fost protagoniști, actori principali. Genial. Deci, dacă ne prindeam la timp, ar fi fost un râs pe noi dacă ne-am fi prins, dar noi toți ca proști ne-am speriat. Deci ne-am fi fost, sigur că au fost morți, dar ei au fost făcuți la comandă, au început medicii să spună acum. Deci iar, nu zic că avem curajul, spune pe că deja e la dosar. Ce spunem noi sunt informații publice. Au fost medici care au început să mărturisească, da, domnule, am primit ordin să-i ucidem. Am primit ordin să-i ucidem. Stați un pic, și medicii ăștia, nu vi s-au părut unii dintre ei cam dubioși, așa? Aveau niște fețe, așa. Gheorghiță ăsta mi se pare foarte dubios. Gheorghiță, Marinescu, Arafat, ăștia toți parcă sunt de o mumă. Nu știu ce-i cu ei. N-au familie, n-au copii, o fi clonat, să fi din empatia e o problemă la ei, parcă nu empatizează cu oamenii, nu știu ce să zic. Clone. Vor fi umani ăștia? Ăștia sunt umani? Nu, eu zic că sunt umani, că dacă îi căutăm, le găsim părinții, nu? Dacă nu erau umani, erau din zona Anunnaki. Nu, ar vrea ei. Ei sunt dezumanizați, altceva.
dar nu sunt, sunt umani, din păcate, dar au trădat specia umană. Asta e cu totul altceva. Au trădat specia umană. Nu știu dacă există, dar nu păi există. Și atunci ordinul ăsta a venit din altă parte? Ce părere aveți? Da, cu siguranță, pentru că nu vorbim numai de popularea planetică, asta știm toți. E o chestie din timpul Bertrand Russell cu Obsolet, nu știu, Humanity, nu ceva nu mai țin minte, cartea superbă, am citit-o, și articolele minunate care tot circulă, sunt redistribuite, care le știm toți, am mai discutat, școala la Frankfurt, școala de la Chicago, cum a evoluat cu neomarxismul, că până în final circul ăsta sunt ciclice, din sute în sute de ani vine cât o paie. Domnul într-o exact în același 1920. Dar înainte era ciuma bubonică, înainte era nu lepra, holera. 1918, după primul război mondial, a fost febra spaniolă. Exact. Și înainte cu 100 de ani. 2019, deci la 101 ani. Exact. Și încă două înainte, tot la 100 de ani au fost ori una holera și alta ciuma bubonică. Deci în sute în sute de ani se inventează câte o pandemie, fiindcă este ciclic, adică nici măcar n-au imaginație. Eu cred că în spate păi este bun, dar totuși înseamnă că erau niște tipi, dacă mergeți pe premisa că, exact, să zicem la 1700 și ceva, exact, apare ciuma. Și înseamnă că erau unii care controlau boala asta atunci. Da. Și atunci. Exact, e posibil exact, așa ceva? Cu siguranță, nicio problemă, pe dar suntem oricum coteți de găini toți. Dar uitați-vă la fețele lor, nu sunt găini, deci te vezi și cum reacționează mai mult de 2 neuroni cât în cap, în zona de aia de chestia micuță din capul găinii, n-are cum, e clar că asta este și oricum s-a dovedit științific. Nouă ni se reduce masa cerebrală. Dovedit statistic, din ce în ce mai mic e creierul. Păi om fi noi cum? Cuantice? De unde e asta? De unde vine situația asta? Pe Google apare acum, este un studiu științific, nu numai în România, în toată lumea, datorită, au spus, aplicațiile acestea, confortul social care avem noi e în detrimentul dezvoltării cognitive. Și asta, creierului. Da, 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 și asta înseamnă că și funcția. Deci dacă nu mai funcționează, nu folosim mai mult de 30%, nici 30% nu cred că folosim din capacitățile creierului. O secundă, dar înainte noi mai număram pe degete, făceam înmulțit cu creionul, cu pixul, alea clasice, împărțit de împărțit, făceam niște exerciții. Japonezii au abacul japonez, soroban se cheamă. Ei și acum și dezvoltă creierul folosind abacul pe degete, așa, măsoară cu viteză fabuloasă și fac calcule astronomice. Dar asta spun ei doar până în 5-7 ani maxim. Dacă nu ai făcut exercițiul ăsta până în 7 ani, nu mai ai abilitatea să te dezvolți o anumită zonă a creierului doar în perioada aia. Noi în perioada asta, ca scăpăm de copii, sunt stresați, dar se mișcă că venim târziu acasă, le dăm telefonul pe mână. S-a terminat. Copilul devine autist instantaneu, devine tâmpit. Și te trăiești după aceea câte minute, ce la 7 luni, a fost cazul în Statele Unite, se scoală copilul și normal că era camera de la de supraveghere, a ieșit și a luat cuțitul de pe masă, cum o fi ridicat el la 7 luni, și a cuțit și a înjunghiat-o pe masă. Dimineața s-a trezit toți că dormea liniștit copilul în sângele maică sa. Cum s-a întâmplat asta? Păi e vorba de o boală socială. Noi toți suntem târâți în prăpastia asta, unde suntem dezumanizați, ne-am pierdut abilitățile sociale originare, cele originale, cele care ne conferea capacitatea de a... Există 4 tipuri de inteligență. Inteligența socială, lăsând cea emoțională, EQ, cea socială, că vorbim de inteligență socială, atunci sunt abilitățile de a socializa cu ceilalți. Ni am pierdut, s-au atrofiat. Că nu e suficient să ai doar inteligență intelectuală, cerebrală, emoțională, socială, și mai este o inteligență de empatie, spirituală. Este a patra inteligență care, iar aia prima care dispare. Că dacă s-a calcificat glanda pineală, că dăm tot cu capul de pereți și normal că s-a făcut acolo cu cui, că care sunt pereții de care dăm cu cap? Pe care sunt? Nu e clar? Sunt clișele și limitările care ne dobitocim pe copii. Îi băgăm mind in the box în cutii să fie toate identice. Să ați fie văzut că două fete de 15 ani, ținându-se de mână, s-au dezbrăcat și s-au aruncat în gol. Au murit amândouă din nefericire și nu există încă ceva foarte clar.
A, că s-ar fi certat una dintre ele cu tatăl, că l-a reclamat la 112, că au fost victimele bullying-ului, că erau, se simțeau aiurea într-un grup. Bine, dar toate astea te aduc în pragul sinuciderii? E normal. E un fenomen generalizat. Uite, de exemplu, eu să vă arăt ceva, oameni buni, apropo de ce discutăm, vedeți? Eu am caiet și stilouri. Ce-o fi alea? Nu mi-am văzut de mult. Există așa ceva? Telecomandă? Deci ăsta este un Parker. Și pentru Android, de la de pen și Samsung. Nu, nu e pentru Android. Este chiar un stilou adevărat. Ca pe vremuri. Nu e prin muzee. Prin muzee parcă am văzut așa ceva. Eu scriu cu stilou. Și astăzi. Și am... Nu, ăsta e de la Diana. Mi l-a făcut cadou Diana pe ăsta. Ăsta e stilou vechi de poenari. Știți cine a inventat stiloul? Inventator. Oameni buni. Ăsta e stilou de poenari. E original al nostru. Ăsta este Parkerul pe care mi l-a făcut cadou Andreea. Ăsta e negru. Și ăsta e un stilou pe care l-am eu. Ăsta nu mi l-a făcut cadou nimeni. Ăsta e pe alb. Deci eu cu toate trei scriu după toane. Și aici, asta e agenda mea. Eu nu lucrez cu... Am aici plăți, chestii... program, eu nu fac programul pe calculator, nici pe telefon. Eu lucrez ca în 89. Și chestia asta nu m-a făcut să uit nici gramatica, nici scrisul și nici să devin excesiv de tehnicizat așa. Așa că îmi cer scuze pentru întrerupere, dar încercați să vă cumpărați stilouri și o să vedeți ce drăguție. Vă aduceți aminte de ceva. Bine, tineretul, ce să-și le pune pe peretele. Dacă le cumpără, le agață undeva, le face cadou mai departe. Dacă ai fi profesor lui, s-ar linșa elevii sau studenții. Eu sunt profesor de filosofie, da. Păi, dar nu profesez. Pe studenții, dacă ai avea, cred că nu știu ce ar face dacă e obligat să scrie. Majoritatea corespunde cu chestii. Pe despre asta vorbim. Dar ei nu știu că scrisul de mână dezvoltă inteligența și că se așează mai bine informația în creier, că e un științific, e cunoscut. Eu asta. Când făceam în anii 90 facultatea și scriam luând notițe, marea parte din informație îmi rămânea în cap scriind-o. Exact. Și când ieșeam din oră, eu rămâneam cu aproape tot ce se discutase în oră în cap, pentru că scrisesem. Și astăzi când citesc cărți, trebuie să te întorci înapoi, baby, să-mi dai niște cărți. Eu astăzi când citesc cărți, eu le adnotez. Sunt pline de adnotări și de sublinieri și așa mai departe. Eu nu pot să citesc o carte normal. Să mă uit, să am grijă de pagini, să nu le mototolesc, să nu le murdăresc sau... Aia nu se numește citire a unei cărți. Nu o să-ți rămână nimic în cap. Deci, acum revenind la oile noastre, practic discutăm despre felul în care evoluează involuând natura umană. Din aceste cauze, oamenii nu mai evoluează și se sclerozează. Și cazurile de demență senilă și de Alzheimer sunt extrem de dese. Ați observat că și la președinți, păi Ronald Reagan avea Alzheimer și americanii se chinuiau să ascundă treaba asta. Acum cu Biden văd că nu prea se ascunde treaba asta. Mă gândesc că Biden n-a citit foarte multe cărți în viața lui, nu știu ce să zic. Era o carte, acum uitat, nu mai știu din ce an, cred că din 71, fantastică.
Deci, picnic la marginea drumului. S-a făcut și un film, s-a regizat cu subiectul ăsta, de frații Boris și Arcadi Strugaschi. Am citit cartea de vreo trei ori, e ceva incredibil. Se menționează acolo, foarte interesant, e suprarealist stilul, cum o civilizație, mă rog, un accident, un fel de OZN a aterizat, se sugerează, dar nu se știe exact ce, tot e un mister total, într-o zonă unde oamenii de acolo se tot duceau să comercializeze din ce era acolo materiale și tot vindeau. Numai că erau foarte bine protejați cu mănuși, fiindcă dacă atingeau orice și natura și ăsta, plantele, pământul, în jurul acelor obiecte își schimba structura moleculară. Imediat, se modificau imediat. Oamenii dacă atingeau se transformau oamenii. Chestia mi s-a părut foarte interesantă, fiindcă exact asta se întâmplă la ora actuală. Dar o vedeți cum arată? Ai torturat cartea. Așa le citesc eu. Iar dacă v-aș arăta câte cărți sunt aici în această cameră, în living-ul meu, mai nu, vă fac rău, n-are rost. Deci, să dăm exemplu lui cu asta, adică să înțeleagă oamenii că nu este un act de bravadă, ci este un exemplu care ne-am dorit ca toți să fac la fel, toți să avem, dar vorbește de timp. Tu nu vezi ce ne fac nemerinicii ăștia? Cum strâng în jurul nostru spider web, era o melodie a lui Martinez, nu mai știu cum chema, genială, cantautoare, care din 4 în 4 ani are un spectacol. Și spider web, cum pânza de păianjene se țesută și în momentul în care se va conecta tot acest web, va fi prea atât, nu mai poate evada nimeni. Dar interesant mesajul, pentru că... Păi ce a făcut Elon Musk în timpul pandemiei? Și-a ridicat în nori sateliții ca să facă netul din nori, astfel încât să falimenteze tot ceea ce e la sol. Și după aia să-ți dea el ce informație vrea. Exact, să controleze informația. Totul a fost gândit. Să ne gândim ce înseamnă asta. Păi asta înseamnă involuția omenirii. Confortul acesta care s-a dovedit că micșorează creierul și ne va face din ce în ce mai inadaptabil. Noi vorbim de testele PISA pentru sistemul de învățământ național. Păi vorba de vreo 15 ani înainte de Abraham Bunica. Se spunea, eram inadaptabil și eram inadaptabil social, cum era termenul ăla? Social. Da, mă rog. Deci era dovedit și era o chestie gravă că la nivel național noi eram... făceam școala degeaba, practic, învățam mecanic. Da, eram olimpici, majoritatea, cei mai buni. Dar totul era pe formule învățate pe de rost. Nu era o chestie... Păi dacă nu înveți întâi să ai bazele, e ca la calculator. Calculatorul, exact, ca să-ți dea, să-i dai de lucru, are nevoie de programe. Tu, ca să ai capacitate de analiză, îți trebuie informație. Da. Ce analizezi dacă tu n-ai informații? Aici e o problemă. Că dacă n-ai informația, nu ai cum să analizezi, nu ai cum să compari, nu ai de unde să cumulezi informații, concepte și după aceea să începi să faci diferențe între ele. Eu atunci am început să... Luis, destrugați-vă o secundă ca să vină ideea că e genială. Deci ce am spus, acum se schimbă materia, la ora actuală e un... Se vede, dacă vezi un fir roșu așa, că agenda asta... La un moment dat, dacă o vedem noi ca agenda 2030-2020, tot scoti. Dacă luăm la rând, începând de la protocolul Institutului Sionului, de unde avem noi informația? Cam de pe atunci și începem să ne punem întrebări. Da, ei au de sute de ani înainte, dar abia atunci s-a spart cumva și cred că cu acordul lor. Nu cred că a fost un fulger când acel emisar i-a căzut scrisoarea aia și mai departe. Nu cred. Cred că a fost intenționat. Apoi avem protocoale... al lui Serge Monast, avem de la Toronto, apoi avem super memorandumul de la Bruxelles 2014, iar tot știm, dar nimeni nu mai găsește sursa originală. El s-a semnat de toți președinții lumii, dar nimeni nu mai... În momentul ăla când s-a întâmplat, un document original, sunt doar copii sau referiri la. Apoi avem toată agenda asta. Pactul Cerului Unic. Semnat acum 2 ani de zile la Sinai. Unde? În fața porților mănăstirii Sfântei Caterina din Sinai.
că în interiorul încintei, în încinta mănăstirii, se află stejarul de Mamri, de unde s-a prima dată vorbit Dumnezeu lui Moise. Acela e securizat și reprezintă începutul sau nașterea religiilor abrahamice, adică iudaism, poporul cărții, avem creștinismul și islamismul, cele trei religii. Toate au acolo originea. Deci, simbolic, în fața acelei mănăstiri care le-a zidit înainte mitropolitul Damianos, care e și starețul mănăstirii, a știut de acest eveniment și a pus, a zidit tot, ca nu cumva să intre nebunii ăștia înăuntru. Și toți reprezentanții lumii acolo s-au dus oficial, simbolic, au luat tablele legii, cumva au făcut ei tablele legii ceva să pară așa teatral, minunat, filme, nu știu, toate unghiurile, le-au ridicat în aer și l-au spart. Cum a făcut Moise cu primele tablele legii. Foarte interesant. Din clipa aceea, noi renegăm existența Dumnezeului Bibliei. Noi avem acum, Dumnezeu este omul și religia care a fi pe 3200 de ani de acum încolo, există fix termenul marcat în acel document uriaș, Pactul Cerului Unic, care n-a fost tradus încă în limba română. Deci știu că noi suntem cam nebuni și rebeli, așa, și dacă le-am citit, parcă am sărit mai repede decât alții și nu ne-au tradus încă. De un document, eu am reușit să-l citesc aproape integral, imens. Pactul Cerului Unic este o Biblie în care nu e vorba doar de religie, ci e vorba de tot. Inclusiv cod moral, cod de traversare pietonilor, de ce faci când vorbești cu medicul, ce faci când nu știu ce să... Tot, detalii cele mai intime ale vieții unui om într-o societate sunt trecute acolo. Ce ai voie, ce n-ai voie. Pentru viitoarea civilizație, pentru următoarea specie umană, nu. Ceva de genul. De ce? Pe cum nu o să fie? Un hibrid sau... Poate. Toate limbile, nu? Se arată pentru toată omenirea. Deci e obligatorie. Nu, dar următoarea specie e un hibrid între o specie non-umană și una umană? Exact. Non-umană, pentru că deja au apărut. Cum să spunem noi diplomatic? Sunt acei copilași cu ochii negri, ca în filmele de zombie de groază, născuți din persoane care au și-a asumat un risc sanitar, nu intrăm în detalii. Așa, și în loc să... Da, vai, dar ai reușit să cumperi cartea, că a fost retrasă. Nu mai există nicăieri unde vrei să îi cumperi. Da, fai, fabulos. Cum ai reușit să le iei imediat? Înseamnă în primele zile. Deci vezi, doar mă gândesc și imediat apar cărțile. Se materializează. Acum ce vorbim? Înseamnă că trebuie să vorbim așa frumos și noi înțelegem noi doi. Acum spun să o domnesc să înțeleagă și alții. Aici e delicată treaba, că tu să îți facem. Dacă ți-ai asumat acel risc sanitar, măcar ai bunul simț și onoarea și respectul față de umanitate în general și nu te înmulți. Pune prezervativ. Fă ceva. Nu face copii. Că acei copii ai dumitale vor naște altă generație, altă specie. Nu va mai fi umană. S-a modificat ADN-ul. S-a terminat cu viitorul. Dacă rămâi tu, că tot ai fost... Păi cine? Cine să aibă responsabilitatea asta? Stați un pic. Cine? Omul? Păi omul ar trebui să știe că ăla e non-uman, dacă e să o luăm așa. El știe? Devine non-uman. Lasă să știe? Păi nu cred că știe omul. De ce? N-a fost interzisă informația. S-a aflat, adică s-a știut. Lui Montanier, a fost ucis pentru informația asta. A spus-o clar. Modificarea irreversibilă a ADN-ului. Nu e vorba numai de... Vorbim de nanotehnologie, că nu știm ce înseamnă. Dar nu e asta. E un complex de fapt. E ceva extrem de complex. Adică atât de mulți factori sunt în minunăția care am băgat-o. Nu? Eu îi zic împărtășanea diavolului. E tot endogene. Tot în tine, că e cu ligurințele plastic sau de aur sau de argint, vine în interior. E împărtășanea normală. Tot identic același rol. De-ați schimba ADN-ul, dar în bine, adică ți-ați calibra ADN-ul cu cel original divin. Asta este efortul de a împărtăși cât mai des. E acel lucru. Din coace, tot la fel, tot din interior, e cu acordul tău, dar ați calibra ADN-ul cu cel demonic. Și clar că altă specie umană va ieși în curând din vintrele tale și urmașii tăi. Și asta au preconizat ei. Nici nu era nevoie să facă mai mult. Nu mai zic de picăturile care le activează prin ultrasunte. Și sunt documente oficiale, date de Pentagon, departamentul DARPA, la un moment dat nici se mai jenează. Știți?
numai teoria conspirației, adică atât de relaxat sunt cu subiectul ăsta, încât ei știu că oricum mai avem foarte puțin de trăit, ce să mai protesteze niște muribunzi care mai au câteva luni de trăit. Cam așa se gândesc ei, zic, pentru că planul Dumnezeu e cu totul altul. Dar e așa, zic, ce se adevăr, ne dăm din păt pe față. Da, domnule, recunoaștem așa și ce ne faci? Doamna Ursula nu a prins-o cu pantaloni în vină de vreo 3 ori cu dosare penale, urla terhe și pe culoarele Parlamentului European, după ea țipa toată lumea. Și așa nu mai poate. Și în continuare și-a dosit miliarde în bărbatul său și au făcut parte parte. Și nu vedeți că sunt cea nostru prim-ministru și tremură în fața ei și a poziția așa de semi-încovoiată, nu o să fie general, să fie dreptul de a pleci, nici soldatul ăla care spală pantofii nu se apleacă în halul ăsta. Cum să te întâlnești cu ea pe hol? Pe hol, pe culoare, adică jenant. De ce s-au dus într-o toaletă publică măcar, domne, tot înțelegea, nu mai filmau ăia. Pe hol? Păi pe hol sau în AVC? Tot aia. Prim-ministru unei țări. Pe hol. Și dă indicații. N-am timp în birou, că nu vreau să mă fac de râs cu tine în biroul meu. Aici pe hol sau la toaletă, deci când mă spăl pe mâini. Și repede vezi că ai așa, 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 ordinul cu tare, dar mă grăbesc, vezi că în două zile să-mi dai răspunsul, că așa e cu toate aceste contracte care s-au făcut la ordin, cu distrugerea economiei, uzinelor și care erau utilaje noi nouțe. Nu că le-am văzut numai eu, am văzut și documentele și le-am văzut cu ochii mei. Noi nouțe. Mă refer din 90 până acum, 33 de ani. Utilaje noi nouțe care veneau, sonde de ultima generație, noi nu mai spun că noi am inventat sonda și extragerea prin pomparea cu sare, cu injecție cu sare, invenție românească. Dator, Statele Unite sunt datoare cu miliarde de dolari pentru invenția noastră, că au folosit-o și au făcut economia lor pe invenția unui român. Asta e altă poveste. Apoi, utilajele noastre la țiplă au fost obligați, că așa venit ordinea în Bruxelles, pentru 2007 și în țara noastră și nu e și în NATO, să le vândă la fier vechi. Utilaje noi nouțe și mă refer la sute, nu zeci, sute de fabrici, de utilaje, de puncte de lucru așa mai departe, fiindcă duduia economia României. Din toate punctele de vedere, noi nu importam absolut nimic decât tehnologie. Nimic. Toată materia primă posibilă pentru oricine avem și acum tehnologie spațială și la ora actuală, cea mai avansată, toate metalele rare, toate minereurile rare, le avem la noi în țară, absolut toți. Nu avem niciun import. Noi toți, tot ce făcea România se exporta. Deci noi ajungeam, deci Elveția ar fi emigrat elveții la noi în țară să muncească, le dăm și noi un covrig. La nivelul ăla am fi ajuns noi ca țară. Îi dădea ciolacul cu covrigul, da? Da, gaura din covrig, dar Elveția e un stat fondat de templier, deci n-au nicio treabă de aia și steaua aia de ruj ăsta. Vă gândiți că templierii atunci când au salvat și au salvat de la Filip cel Frumos, care i-a executat să le ia toate averile și de fapt n-au găsit ce vroia el să găsească, au plecat și s-au poziționat pe actuala Elveție? Că asta e o teză care a mai apărut în vreo câteva rânduri, dar nu știu ce să... Dar și-au asumat-o, scuze, la Basel. Uite, pe Wikipedia, când se feresc acum, pe Wikipedia la heraldica și simbolul orașului Basel. E orașul zeului Baal. Ăsta e Baal, chiar și Baal se cheamă în limba lor. Dar Basel este orașul lui Baal și are fața lui Baal, chipul lui heraldică pe steagul lor. Ăsta este orașul fondat în onoarea regiului Baal. Au statuia lui Baal, acolo zice... religie babilonică. Ce vorbim noi? Deci, păi o chestie istorică, aia simbolică, nu e adevărat. Sunt culte, sunt ordine ezoterice, extrem de active și care se află în spatele oricărei decizii politice guvernamentale la orice nivel. Deci toți primesc directive și ordine doar și doar și doar în urma unor decizii magie, de ocultism. Nimic altceva nu se află în spate. În spate întotdeauna există niște entități non-terestre. Tot ce ne guvernează pe noi actual de mii de ani a fost dintotdeauna direcționat de la origine extraterestră. Nimic uman nu se află în spatele istoriei omenirii. Pentru că istoria omenirii, dacă ne uităm în spate, este
de o cruzime atroce la nivelul oricărei țări. Nu e nicio țară, nicio națiune pură sau nevinovată. Toți au făcut niște crime ordinare, mizerabile, murdare, ceva abominabil. Nu americanii în 200 de ani de războaie. Nu. Toți, din totdeauna, și nu acum, din antichitate. Omenire bazată pe pe crime. Imperiile, toate imperiile au fost create prin foc și sabie. Foc și sabie, lucruri crime, genocid. Genocid. Ce fac acum Israelul cu Gaza? Vai, ce fac? Stai puțin, s-a făcut întotdeauna, Doamne, iartă-mă. Asta au făcut întotdeauna evrei în Vechiul Testament, scrie acolo, Cartea Sfântă a noastră. Spune ce au făcut peste tot unde s-au dus, au ras pe față pământului popoare întregi, cu femei cu pântece, cu copil în pântece. L-au ucis, că așa era ordinul. Saul, a fost Saul îndepărtat la domnii și l-a pus pe David, nu cu Saul, pentru că nu a ascultat de Samuel, care i-a zis, porunca Dumnezeu este să omori tot ce vezi viu. Și animalele din staul, din grădina, ograda lor, să omori și animalele. Nu numai pe femei gravide, și animalele, pentru că tot ce acolo e spurcat. Deci ăsta a fost ordinul clar. E clar că n-a fost Dumnezeu. E clar că a fost un zeu satrapic și sălbatic. Și satanic. Pavel Coruț a fost, da, Pavel, da, aceea, scuzați, pleonas. Și Pavel Coruț, pentru asta a fost ucis, fiindcă exact asta a spus și el de mai multe ori. Dar a spus-o într-un mod mai pe față, așa, direct și de multe ori, și o spunea fără diplomație și fără să spună că noi... Mergeți pe ideea că Pavel Coruț a fost executat? Dar bineînțeles, eu am participat la mormântarea lui, sigur că l-am fost invitat, cu chelarul general. Dar bineînțeles, asta a fost clar, pe față, toată lumea știe. Dar el nu știa să o dea diplomatic, în sensul că el dădea vina pe un popor. Eu tâmpenie, nu e adevărat, nu există popoare. Noi toți, oamenii, absolut toți, indiferent de culoare, de religie, suntem victime, toți. În primul rând că suntem mic dejun, din start. După ce vorbim de micul dejun și după ce ne-am făcut plinul, ne dăm seama că nu e vorba de anume de găini într-un coteț, este vorba de ceva mult mai complex. Pur și simplu, suntem victimele unor experimente sociale, un fel de simulare a unui joc într-un calculator. Și asta o spun și Robert Lanza și toți. Da, este vorba de biocentrism și așa în general dezvolt și David Icke și David Wilcock și toți aceștia vorbesc același subiect. Nu am inventat noi roata sau focul. Un joc simular în calculator. Dar, ce am zis eu mereu, pe de și ce avem șansă? Da, avem. Dacă forțăm cumva să uităm de nebunia, să ne ucidem unii pe alții, că asta e cea mai mare tâmpenie. Nu omul vine să te omoare. Cineva îl împinge, ori tehnologie, ori aparatură, psihotonic, ori prin magie, ori cineva întotdeauna este un factor extern. Niciodată omul n-a vorbit toate. Omul e natura umană. Nu e adevărat. Natura umană e divină. Nu contează că este evreu, palestinian, că e american, că e negru, că e alb, că e galben. Toți avem natura divină noi și trebuie să facem să învingă această natură divină, să ne unească pe toți, indiferent de interese puci oculte. Nu există interese oculte la ăștia care mâncăm tot la o masă, stăm la coadă pentru un covrig, indiferent ce naționalitate ar fi. Toți facem foamea, indiferent cine credem noi că să mergem buchet cu 32.000 de euro biletul dus întors și ăia pe lângă noi, pe lângă alea de căsuțe alea de stuf, că suntem miliardari, dar dormim în stuf. Dar așa e nebunia. Așa și ea pe lângă mor de foame și atunci așa, un ciolan sau un biscuit la aia și râs de ei. Păi tu ce ești? Sunt mai emuțe și tu ce? În clipa aceea tu te-ai dezumanizat. Deci tu ești miliardar și te răsfeți, de aia pe lângă tine mor de foame. Și asta este o imagine la nivel macro. Toată umanitatea am devenit nesimțiți și sclavi. Nu vorbim de elite. Nu există elite așa, e prostie. Sunt non-umani și umani. Iar la umani există o mică breaslă, și nu zic de întâmplător breaslă, de hibrizi care comunică cu elitele alea adevărate, adică cu non-umani. Și sunt puțin modificați ca să poată să comunice cu ei. Ăștia sunt trădătorii specii umane, sunt singurii care trebuie acuzați. Restul omenirii de 99,9% suntem victimele lor. Indiferent că avem 10 actori sau 50 de avioane sau nu știu câte trilioane cât au roșii, zic că nu toți sunt chiar non-umani. Dar restul sunt victime, dar n-au curaj să spună chestia asta. Suntem victime și suntem forțați să devenim adversari. Exemplu, în Ucraina cu Rusia. Ce spune domnul adevărul?
Păi Kiev a fost întotdeauna capitala Rusiei. Doamne iartă-mă, învățați istorie, fraților! Ea a fost capitala Rusiei țariste, Doamne iartă-mă, chievenele, erau alții chieveni, erau polonezi. Doamne, terminați cu prostiile, lăsați istorie manipulată. Ăștia erau daci vareci, verii noștri. Deci dacă să ne gândim, ei sunt rude, ucrainieni și rușii, același popor. Cum s-ar bătea Oltenia cu Moldova, Oltenia și moldovenii, și își aruncă rachete în capul din alții. Păi noi, voi sunteți alții, noi vrem de la voi. Doamne, sunt români. Ce Dumnezeu vorbim? Nu vă dați seama cât ce intrigă mizerabilă s-a făcut să se omoare frații între ei și râd. A, lasă să omoare creștinii că se omoară între ei. Dar seama, cine câștigă? Cui protest? Întotdeauna trebuie să întrebi așa. Cine are interesul să distrugă, să creeze o bombă genetică care ucide exclusiv doar persoane cu un anumit caracter sau o anumită etnie? Există și așa ceva, e patent public, pe site-ul guvernului american. Există așa ceva? Bombe, armă genetică. Deci dacă au inventat, vă dați seama că le-au fi spus, ori vă omorâți băi doi, ori aruncăm rachetea și mulțumesc. Și chestia cu reducerea populației. Ori vă reducem, vă nimiciți voi, vă limitați voi, ori vă tăiem voi și noi, dacă venim, vă tăiem pe toți. Sau nu mai, pe noi nu interesează. Vă selectați voi ca să vă luăm noi pe toți la rând. Când s-a hotărât? În 80 și... În 80, 24. În 80, în 80, în 90, când a fost monumentele din Georgia. Nu? Din Georgia. The Gid Stones, acele monumente de piatră în care 12 limbi au fost scrise niște porunci, un fel de decalog, zic ei, foarte interesant, similitudinea asta, decalog, în care menționează la sfârșit final, foarte expresivă, acea formulă, nu fiți un cancer pe pământ, adică noi oamenii suntem un cancer. Păi cine putea să spună asta? Un om? S-a fi putut gândi vreodată o ființă umană că el este un cancer? Deci era clar că era o altă specie. Așa zice stăpânii, ghilimele, niște mizerabili ăștia, care, în momentul în care spui așa ceva, tu n-ai cum să fii divin. Tu ești sub nivelul insectelor. Nu ești zeu, ești o mizerie cosmică. Tu n-ai dreptul nu să te pomim noi ca zeu. Tu ești sub o insectă nenorocită. Trebuie să fii zdrobit și distrus pentru totdeauna din pomenirea, din memoria colectivă a umanității. Nu trebuie să mai pomenim vreodată vreun zeu de orice fel ar fi el, care te îndeamnă la crime, război, segregare. Și subliniez cuvântul ăsta cu literele foc. Cine te obligă să-ți formezi o mentalitate pe fundamentul segregării, nu e un Dumnezeu, e un demon. Este dușmanul umanității. N-are ce să caute niciun fel de Biblie ever. Deci suntem niște idioți cu I mare dacă noi în continuare îl pomeni și ne închinăm la o excrescență, să nu zic excrement cosmic, care ne obligă să ne ucidem între noi. Cât de tâmpiți să fim să ne ucidem între noi? Păi ființa umană e nobilă, e divină. Suntem mult peste zeitățile astea tâmpite. Suntem extrem de avansați. Noi am creat acest pământ, nu Dumnezeu. Știți ce vă spun eu acum? Cine spune? Păi Biblia spune. Momentul în care știți că există medici care sunt profesori universitari și vine profesor să facă operație de aia, că deci pui de 5.000 de euro să vină el pentru 5 minute, face operația aplicat și operația o închide rezidentul și studentul sau asistentul care dă pe mână bisturiu și ața aia care te leagă. Ei, vreau să vă spun, noi suntem rezidenții profesorului. Creatorul a făcut macro structurile, iar noi le-am finisat. A lăsat pe om în rai să dea nume pietăților. A numit ceva în mitologia amerindienilor înseamnă că tu devii proprietarul acelui suflet, e stăpânul lui, el este vândut, este dator toată viața să slujească, fiindcă tu ai salvat viața sau ai pus nume, e schimbat numele, e stăpânul lui, ești proprietarul lui. Asta e o chestie de lege spirituală în toate dimensiunile și tărâmurile, oriunde, în orice lume, asta este lege imuabilă. Întotdeauna cine creează, el este stăpânul acelui lucru, obiect, ființă. Omul este stăpânul acestei lumi. Cine ne-a băgat în cap că trebuie să dispărem noi, să rămânem 500 de milioane, ca așa scrie pe acele pietre? Cineva a avut bunul simț și inteligenta, extraordinară inițiativă, cum am început acum 2 ani, a pus dinamită și a distrus-o pietroidul ăla. Deci a avut curaj să spună, domnule, noi nu vă recunoaștem
impertinența voastră de a vă declara stăpânii oamenilor. Noi suntem scoborători din zei. Noi suntem împreună creatori cu Dumnezeu. Noi nu ne considerăm ieșiți din rai. Noi ne considerăm victime unei lovituri de palat. Deci omul a fost supus unei, unei revoluții mizere. Deci noi nu am ieșit din cauza noastră. Ni s-au manipulat genele, ni s-au manipulat liberul arbitru și tot ce am făcut noi a fost generat de aceste entități parazite care a forțat ființa umană să ia decizii proaste în favoare, adică să ne autodistrugem. Ne-a limitat și telomerii și telomeraza. Tot în mod artificial. Să descoperi științific că, domnule, aici este o manipulare genetică. Ei au dat de proiectul original al omului. Se află în Jean Cadenet și a observat acolo. Dumnezeu, se pare că telomerii ăștia trebuiau să se regenereze la nesfârșit. Cum Dumnezeu telomerează după o anumită vârstă, nu se mai reface. Ce se întâmplă? Ce a intervenit? Și a descoperit de acea proteină, gena aceea, CAS9, care face editare genetică și care se activează la un moment dat. De unde? Niște un ordin, ceva, un semnal se auto-activează și începe după aceea să toace mărunt telomerii, să nu se mai regenereze cum trebuie. Astea sunt lucruri dovedite științific și nu se explică, domne, ceva s-a întâmplat. Omul nu trebuia să fie bolnav, niciun fel, trebuia să fie perfect sănătos, trebuia să fie creativ. Te cam naște așa, ieși din pubertate la 50 de ani. La 100 de ani începi să fii matur. Și abia atunci trăiești viața din plin, la 150 de ani, deja, nu știu, te relaxezi să-ți faci concedii. Deci cam asta ar fi vârsta normală a omului, în mod spiritual. Și de ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Alimentația nu mai e bună? Sau s-a modificat ADN-ul astfel încât să modifice și durata nu de viață? Fii atent, Luis, că toți ne duc mizerabil asta informație, că omul a degenerat și datorită alegeri proaste și păcatele omenilor. E o prostie, e o marotă mizerabilă, făcută pentru semiducți. Cum să crezi prostia asta? Omul e divin. Niciodată n-a s-a invers. Genele modificate au indus comportament deviant. Nu comportament deviant au schimbat genele, fiindcă n-avea cum rost logica. Noi fiind perfecți, nu aveam avut comportament deviant. Comportamentul deviant este întotdeauna rolul geneticii. Sigur, există aspectul epigenetic în care factorii externi pot modifica ADN-ul. Dar noi, acești factori externi, într-adevăr, au intervenit și au fost extrem de nocivi pentru ființa umană. Și asta, de asta este un adaus. Factorul principal a fost ingineria genetică din interiorul ființei umane. S-a umblat la hardul direct în hardul uman. Nu vorbim de factori externi, eu știu, social sau macroclimatici. Nu, vorbim de lucruri foarte concrete. S-a modificat ADN-ul uman. Pentru că devenisem foarte periculoși pentru ființele cotropitoare care au venit pe pământul nostru. Și eram prea inventiv și ne-am războit cu ei. Și la un moment dat, nu vă imaginați că vimanele au fost create de extrat. Nu, erau creațiile genilor antichității. Oamenii s-au războit cu acești anunnaki și nu erau primitivi. Oamenii erau foarte avansați, aproape de lemurieni. Vorbim de Lemuria și Atlantida, au fost la un moment dat aliați până să se inducă ideea că s-au războit și de aia s-a scufunat Atlantida, că au folosit niște cristale, niște cum, și că într-un război cu Lemuria. Nu e adevărat. Au fost aliați împotriva. Se scoate tot timpul esența. Deci noi ne-am războit în permanență cu niște invadatori din spațiu. Întotdeauna a fost chestia. Și acum, ori acolo, se întâmplă același lucru. Că acele laboratoare din Pine Gaps din Australia, că este, alea sunt peste area 51 sau Arizona, ce credem, nu-i adevărat? Headquarters-ul acestor anunnaki nemernici s-a dat în Pine Gaps în Australia. Acolo este zonă înconjurată militar, cum avem noi pe platou Bucegi. Acolo sunt nemernicii care la minus 32 etaje în subteran au laboratoare și sunt hibrizi, oameni care lucrează cu ăștia împreună. Pentru că acum noi suntem obligați, suntem învinși în războiile mondiale, că niciodată n-a fost un război mondial între națiuni. A fost între omenire și invadatori. Asta e istoria interzisă între noi și ei. Și tot ce știm noi despre nazism și Hitler este total fals. Exact pădos. Totul este pădos. Tot s-a inversat. Pentru că, așa cum știm,
învingătorii scriu istoria. Omenirea a fost în război și într-un permanent război cu aceste entități și vom fi întotdeauna până vor dispare din, definitiv din istoria Universului. Până la ultima lor sămânță, nu trebuie să avem iertare față de ființele astea care distrug peste tot civilizații. Asta deci, este nu știu dacă v-am mai arătat odată, oameni buni, raportat la ce spune și Părintele Singurov, dar îmi pare rău să vă dezamăgesc, a zis unii că nu există extratereștri și așa mai departe. Aceste două mumii de extratereștri, mini-extratereștri, au fost prezentate în Congresul din Mexic și pot să vă spun și mai mult decât atât, anume că asta vă dați seama că Europa Liberă publică treaba asta, nu orice amărât. Deci s-au făcut studii și s-a ajuns la concluzia că într-adevăr au fost ființe vii care au trăit și care au un ADN. Deci nici vorbă că este o făcătură sau un trucaj. Aceste chestiuni chiar au trăit cândva. Și discutăm aici de, se pare, mii de ani. Așa că încercați să vă informați. E bine. Zice, nu suntem singuri, le-a spus Jean Maussan, un jurnalist sportiv devenit pasionat de OZN-uri, senatorilor mexicani într-o audiere organizată de parlament. Frate, în parlamentul mexican s-a prezentat în primul eveniment oficial al țării despre viața extraterestră. Presupusele rămășițe de mumii non-umane, normal că sunt non-umane, au fost prezentate marți în Senat. Cele două corpuri prezentate au capetele micșorate, corpul atrofiat și ar avea o vechime de peste 1000 de ani. Asta, din principiu, așa s-a mers pe 1000 de ani. Fiind descoperite, atenție, în 2017 în Peru, potrivit pasionatului de OZN-uri, ele aparțineau unor ființe non-umane care nu fac parte din evoluția noastră terestră. Opa, a mai spus el. Este regina tuturor dovezilor. Adică dacă ADN-ul ne arată că sunt ființe non-umane și că nu există nimic care să arate așa în lume, ar trebui să le luăm ca atare. Așa, și cred că mai am un articol mai apropiat, deci ăsta e din septembrie 2023. Nu vă jucați tratând cu sictir treaba asta și zicând că sunt niște prostii. Dar știu că verificaseră și ADN-ul, să văd dacă găsesc și asta cu ADN-ul, și au stabilit că ADN-ul este non-terestru. Dar nu mai găsesc articolul ăla. Hai că poate îl găsesc până terminăm noi emisiunea, să nu-l țin pe părinte din discuțiile noastre. E cam slabă. Ce spui tu? Lui s-a fost foarte multe dovezi. De exemplu, tu s-a descoperit la noi uriaș. 10 de descoperiri și în sud, în Giurgiu, prin adunații copăceni și prin Argeș, la colții de piatră, corbi de piatră, pardon, și în zona Buzeului, vreo 3-4 locații și în Ardeal foarte multe locuri unde s-a descoperit peștera cailor de aur, tot așa, uriași. Nu pot să zic că erau bolnavi toți de megalocefalie, cum se cheamă, nu pot să zic că săraci. Dar în cazul ăstora, ce ai spus tu, sunt două dosare penale făcute de FBI pentru înșelăciune. M-am informat și eu. Sigur că nu au suport științific acuzatorii, dar au încercat din râs puteri să decredibilizeze aceste informații. Dar, da. De multe asta ori fac mereu. Ei asta fac mereu. Tot timpul trebuie să exagereze cumva, să decredibilizeze toată povestea. Dar și-a zis, dom'le, ăia erau niște
ăștia de bolnavi care sunt copii, dar sunt foarte în vârstă. E boala aia cu are o denumire, cu bătrânețea, nu știu cu o denumire. Aia care sunt bătrâni și sunt mici, rămân mici. Și că e o boală și erau niște copii și s-au atrofiat că, de fapt, erau bolnavi săraci și n-au avut ce să mănânce. S-au micșorat și capul la fer și că lipsă de niște vitamine și că sunt săraci o zonă și erau în carantină, puși într-un loc și lăsat să moară. Că de-aia au ajuns așa. Și ea cu Homo capensis, cu capetele lungite, tot în Peru, tot așa, venit în zona asta, fiindcă acolo era un cosmodrom, noi știm, în zona de unde plecau și în Indonezia este alt loc de unde vin ăștia. Tu să vină acum să ia tot aurul. Că din Fort Knox și cu Dominic Strauss-Kahn, tot de-aia a fost dat jos cu maidoneza, scuzați, doamna care curăța covoarele și spune că a avut relații sexuale pe pelea, dacă dădea un telefon, vineau avioane cu 10 modele Miss Univers, dacă vrea, și trebuia să ducă pe aia săraca și mai în vârstă și în, mă rog, în anumite forme, spune că a avut relații, a violat-o pe aia. Și a fost să-ți obliga, fiindcă el era candidat la președinția Franței și era președintele femeii și făcuse un audit pentru Fort Knox, pentru aurul mondial, că până la Banca Angliei, în City of London, acolo era depozitat aurul și s-a făcut auditul și s-a dus, că nu venea 6 luni răspunsul și s-a dus acolo personal și a văzut că niște totul dispărus. Și noi tocmai suntem în reparații și ușile s-au ruginit, vedeți, și reparăm ușile. Păi și nu m-ați anunțat cum să scoateți aurul, cu ce l-ați transportat? Și imediat, până să dea răspunsul, au demolat turnul gemenei, unde spune că acolo s-a mutat aurul, așa declarat ei, în subsol, și după explozia turnului gemenei a dispărut și aurul și tot, că n-au avut cum să caute în moloz. Păi era periculos, cum să cauți în molozul ăla, nu știu câte sute de tone sau mii de tone aur, aurul tuturor națiunilor, fiecare țară avea acolo depozitat aur. Nu s-a spus oficial asta. E, aurul ăsta colectat de mii și mii de ani, unde este aurul fizic? Când sute de tone tot se fabrică în fiecare an. Toate țările, că ești pansonul cu moneda care tot se, acum vor să o scoată, păi de ce? Pentru că nu mai este în spate aur. Întotdeauna a fost până la 71 când s-a demonetizat, s-a decuplat dolarul de aur, acolo la Bretton Woods, așa? Sigur, hai că mai știți și noi câteva, am citit și noi, nu de pe internet, dar pe vremea când citeam de pe cărți. E, vreau să vă spun că în perioada aceea, înainte de asta, toate țările aveau nevoie obligatorii pansuni și aur. Pentru că există așa numitul taxe senioriaj. Senioriajul este dreptul de a pune pansuni. La România, senioriajul, taxe senioriaj, puțin știu asta, la nivel de BNR, Nena Isărescu știe. Există 50 de miliarde, era acum 10 ani, 50 de miliarde. De euro, 5 miliarde de euro anual. Adică dreptul de a emite propria ta monedă. Dacă ți-o emite altă țară, cum se face acum, toate țările fac pentru alte țări, fiecare dintre noi pierdem 50 de miliarde, cel puțin România, la nivelul de CNP-uri, că pe CNP-uri se liberează, 50 de miliarde anual pe care noi pierdem prin senioraj. Dacă ne-am recuperat dreptul de a emite moneda noastră proprie, am câștigat numai din PIX 50 de miliarde. Puțin știu asta. Nu mai spun de faptul că s-au sigilat, dacă noi am deschide acele filoane care știu cunoscătorii de ce filoane vorbesc, 10 de metri grosime filonul de aur, deci nici toată planeta n-are aur că avem noi pe undeva. Acele hărți care l-au prins ăștia nu sunt ale originale și mă bucur că am aflat că nu sunt alea care au crezut ei. Hărțile cu filon de aur nu sunt alea. Sunt 10 de metri grosime filon de aur pur. Și nu există nicăieri în natură, la noi în țară. Păi dacă se pune garanție doar câțiva, un kilogram de filon de ăla, păi în secundă următoare, nu în secundă, hai în 10 secunde, s-au șters toate datorile noastre, s-au acoperit cum Ceaușescu a garantat cu jumătate de o jumătate din Codex Aureus. Jumătate din el. Că jumătate era în altă parte. Jumătate din manu a dat pe, nu știu, tot așa, vreo 50 de miliarde de dolari atunci. Jumătatea din carte. Ce scria în carte? Cum să dumne să pui garanție o carte? Noi nici citim cărți, că vorbea Luis, nu? Cu pixul și tilou. E, cartea aia era valoarea 50 de miliarde. S-a făcut economia. Românii s-au construit blocurile alea. Pe unde știți, nu? Că Ceaușescu, pe ce l-a construit? Pe garanția Codex Aureus. Câți mai știu chestia asta? Ce există acolo? Păi informații. Ce informații? Informația mișcă lumea, nu banii. Banii toți proștii au. Informația mișcă lumea întreagă.
pentru informație și ce informație, adică secretul omenirii. Acolo există codul genetic, există aur genetic, molamonatul, cu genomul uman pur, pus în aur. Așa cum clopotul Arsene Boca conține în el ADN-ul sfinților, cei 14.000 de prunci ucis de Irod și puși acolo, în clopot. Ăla când sună clopotul ăla, se deschid cel puțin 10 portaluri interdimensionale. Nu mai spun că dispar draci așa de pe un continent, fiindcă sunt sfinții pruncilor nevinovați uciși în clopotul ăla. Sunetul are reverberațiile, sunetul ADN-ului acelor prunci. Asta înseamnă aur genetic și există, de exemplu, o cămilă din aur genetic care o deține la un moment dat, dacă nu mă înșel, Gorbaciov. Sunt 4 cămile în toată lumea și aia era vreo jumătate de trilion, vreo 500 de miliarde, doar că nu știu câteva kilograme de aur, nu era mare. Jumătate de trilion. Așa ca un bibelou sau cum? Da, o cămilă, dar cămila aceea avea codul genetic, sângele oamenilor puri și în general la familie Dragon. Familia Dragon, că sunt 13 familii aristocratice, la începutul anului au fost la pasul, sunteați cu croșii. Și familia Dragon a venit și a spus, voi ne ascult din combinație. Vedeți că la ora actuală, stăpânii lumii vorbesc numai cu familia Dragon. Pe voi v-a pus în umbră, prin casă prostii. De aceea au pierdut controlul și se întâmplă că această agendă a început să scârție și nu se mai respectă termenele. Fiindcă agenda făcută de Roșil și Rocul Verilor, că Roșil deține Basel, BIS, Bank International Settlement, Banca Reglementării Internaționale de la Basel, orașul lui Baal, cu toată magia neagră a lor, e deținută de Roșil și cu Banca și cu City of London. Dincolo este Rockefeller cu Federal Reserve. Și cei care au reușit să facă asta după ce au scufunat Titanicul cu miliardarii care s-au împotrivit înființării unei corporații artificiale și private în detrimentul trezoreriei, care ăia trebuiau de fapt să tipărească dolarul. Iar cei care fac acum la Federal Reserve sunt niște impostori care n-au voie, n-au dreptul legal să emită dolari, fiindcă ei sunt niște privați. Adică mă duc la SRL-ul de ăla care vinde covrici de vis-a-vis și îmi spun, păi, tu de acum încolo, eu îți dau ție banii mei și îi ții tu și mi dai când vrei tu. Ceva de genul ăsta. Sau când adică, pornești imprimanta. Tu ești imprimanta. Când pornești rotativa. Ce, eu am vreun control asupra ta cât tipărești tu? Absolut niciun control. Nimeni nu controlează finanțele. Peste ei nu există control. Ei nu fac parte din stat. Încă o chestie. Mai există o caracatiță artificială care se cheamă Department of State și asta a spus-o personal Brzezinski într-un interviu cu 62, dacă mă înșel, cu Ceaușescu, personal care a venit în țară aici, după ce a fost Ford președinte, a venit imediat Brzezinski și a zis, domnule, Nixon acum care este, are din nou, vrea să vă acorde, a fost un dialog în București și sau acum de curând s-a desecretizat corespondența. Și spunea acolo, ca să vă acordăm clauza națiunii cele mai favorizate, dumneavoastră trebuie să acceptați niște mici probleme. Era cu evrei care plecase și trebuia să le dea dubla cetățenie. A fost niște, cum? Noi nu avem probleme, până eu plecat de bună voie. A fost niște discuții acolo, niște chestii, nu intrăm în detalii. Dar ce a zis Brzezinski, foarte interesant, cu Ceaușescu, discuta despre acord la Bretton Woods, discuta de înființarea acestei bănci care vrea să facă Ceaușescu și a zis, domnule, ce discutăm noi acum? Brzezinski a fost de acord cu Ceaușescu, incredibil, nimeni n-a spus, abia acum s-a aflat. Aranjase între el și președintele Americii și fără să știe departamentul de stat. Dar abia acum înțelegem că de fapt se chinuia Congresul și președinția să facă față unei mafii, unei excrescențe artificiale care nu au legătură cu politica, departamentul de stat, care este un fel de stat paralel. Ce înseamnă deep state? S-a întrebat cineva vreodată statul ăsta, deep state? Ce e o teoria conspirației? Nu, domnule, deep state are inițialele departamentului de stat din America. Asta înseamnă deep state. Cu caracatița, cu toate ambasadele acestui stat în toată lumea. Ele sunt reprezentanțele statului paralel de pe planetă și nu e sub comanda unei persoane, ci unor entități non-umane. Iar ăștia au pus cele două familii, Rockefeller și Rothschild, Federal Reserve, BIS, Bank International Settlement, care
are ca sucursale toate băncile centrale. Cu alte cuvinte, ignoranța noastră, care în prostie, să nu zic ignoranță, poftim mai elegant, noi credem că avem o bancă națională și că un domn care se află acolo este guvernatorul băncii centrale. Nu este adevărat, e fals. El este guvernator privat al unei familii, iar BNR înseamnă ca inițiale Bank of Nathan Rothschild. Asta înseamnă BNR, e banca familiei Rothschild. Adică o asta e tare, deci e o abreviere. Pe abreviere, domnule. Dar încă o chestie, dar este oficial, se spune că toate băncii centrale sunt conectate la BIS. BIS înseamnă banca mamă, adevărata bancă, care are sucursale în toate țările națiunii, care au bănci centrale. Deci banca, în ghilimele, centrală sau națională, niciun caz nu e, a oricărei țări care ar fi ea, este sucursala acestei bănci a unei familii. Deci e bancă privată. O bancă națională din orice țară ar fi ea, este de fapt o bancă privată. Și o bancă privată normal, dacă interesați-vă de statutul PNR-ului, au imunitate absolută. Cine știe legea, să citați că este total în contra Constituției. Nu răspund în fața nici unei autorități. Bugetul lor nu este verificat de nimeni. Nu există autoritate, nu există curte de conturi. Nu verifică, este în afara, excede oricărui control. Dacă trece domnul guvernator, care este adevăratul stăpân acestei țări, trece cu mașina peste un pieton, în flagrant să fie acolo și aia de unitatea de antiterorism serii, să fie și DICOT-ul, să fie și poliția și SIAS-ul și toți să fie acolo să filmeze, nimeni nu are voie să atingă cu un deget. El pleacă râzând la ei, mai tare decât a fost soldatul cel american că l-a omorât pe Theo Petter. Mai tare decât ăla, care n-a pățit nimic. L-au extras de aici și l-au dus în America și l-a scăpat. La fel, că ăla, guvernul meu, ăla ne râde, zice, ce faceți, băieți, mai vă bag pe unul dacă vă supărați. Nu aveți ce să-mi faceți. Încă o chestie, bugetul lor este, iar, total secret, nimeni nu poate verifica, nu se apuce de buget. Ei nu plătesc taxe și impozite. Știți ce înseamnă să nu plătești taxe și impozite? Păi asta înseamnă să fii suveran. Asta e adevărată suveranitate. Faptul că nu de socotale nimănui, și faptul că nu plătești nici taxe, nici impozit nimănui. Pentru că acest privilegiu înseamnă că ți-l-a acordat adevăratul stăpân al acestei lumi. Doar adevăratul stăpân îți poate oferi privilegiu, dar nu plătești taxe și impozit. Înseamnă că tu nu ești nici președinte în Vaticanul. Ba da, decât papa este suveran. Împăratul Japoniei are o suveranitate. Să știți că am studiat, vă rog să verificați. Chiar vă rog. Eu mint acum. Da, eu vă spun dinainte, voi eu mint. Dar dacă spun adevărul, verificați și să vedeți suveranitatea la suveranii ghilimele. Împăratul Japoniei are o suveranitate relativă, așa este oficial declarat. Este suveran numai și numai în măsura în care este însoțit de suit, adică doar dacă reprezintă oficial Imperiul Japonez, care e Imperiul și al împărat, dacă reprezintă curte și merge însoțit de suita imperială. Doar în asemenea condiții este suveran și nu este obligat să poartă documente asupra lui. Documente asupra lui nu poartă papa și nu are nevoie să aibă nume și prenume, adică nu e regimentată niciun registru, papa e papa și atât. Și câțiva suverani. În rest, toți suveranii regii au nume, prenume, au o suveranitate relativă. Cât a vorbit părintele, am găsit-o și pe asta. În cartea Trădarea României Socialiste în viziunea unui ofițer de securitate, scrisă de Corvin Lupu într-un interviu cu Ioan Bâlbă, la pagina 176, aici scrie așa. Discuțiile la care a participat el, Bâlbă, mi se pare că era fostul ministru de externe, Ștefan Andrei. Între Ceaușescu și emirul Cuveitului, acesta din urmă i-a spus conducătorului României, poate facem împreună o bancă? Da. Da, ar trebui să facem o bancă, a zis Ceaușescu, dar să fie o bancă mai altfel, să mai fie și cu alții, nu doar între România Cuveit. Da, să facem una cu o dobândă foarte redusă, să fie numai pentru țări
în curs de dezvoltare și să fie numai pentru dezvoltare, nu pentru consum. Iar și ICUL a găsit foarte bună ideea aceasta de a veni în ajutorul țărilor în curs de dezvoltare. Și ICUL Cuveitului a promis că va aduce și alte țări arabe, inclusiv Arabia Saudită. Ștefan Andrei a declarat că Ceaușescu a discutat această problemă în 1989 cu emirul Cuveitului și a mai spus că proiectul era unul periculos. Este un fapt că poziția lui Ceaușescu față de FMI și BIRD și în general față de capitalul financiar a trezit nemulțumirea cercurilor financiare. Dacă toate țările n-ar mai lua credite, băncile ar muri. Lecția României de a renunța la FMI și BIRD după ce ei ne-au primit în 72. Nu întâmplător când noi am luat poziție față de FMI, față de BIRD și față de capitalul financiar, în general, în Wall Street Journal, a apărut un articol în care se spunea că Nicolae Ceaușescu a topit Bibliile să le facă hârtie igienică. La câteva zile doar, după poziția noastră, a mai povestit Ștefan Andrei. Deci ceea ce vă spunea părintele Singurov, eu v-am documentat imediat. Pentru că știam exact că citisem într-o carte și mi-a luat vreo 5 minute ca să-mi aduc aminte unde. Deci, spune că nu era în 89, s-a aflat în 89, dar i s-a atribuit pentru că era un document mai secret decât ăsta, care acum câteva luni s-a desecretizat, această discuție a lui Ceaușescu cu Brzezinski în 62. Deci încă de atunci cu America s-a discutat și a spus eu să vorbesc personal cu președintele, dar să știți că numai la nivel de congres câțiva sunt de partea noastră, iar departamentul de stat nu trebuie să știe nimic. Iar Brzezinski știm foarte bine că era foarte slobă la gură și făcea tâmpiți, îi făcea pe ăștia, că sunt ăștia care se ceartă acum, tot așa, niște idioți, că aveau o relargheță și era un tip foarte între noi, l-am asociat cu globaliștii, cu oculta. În realitate, Brzezinski era un tip foarte ponderat, trebuia să chipul să dea impresia că este de partea lor, era un tip care extrem de inteligent, căuta să găsească soluții, dar cum această caracatiță era prinsă peste tot în lume, nu puteai să rămâi în viață dacă te pune pe față contra lor. Cum și Kennedy s-a pus contra lor. Dar ce, acum e altfel? Și acum e aceeași poveste. E aceeași poveste. Iar birul ăsta exact... Aș zice că sunt mai puternici acum. Acum am zis doar un miracol. Se poate și cu spiritualitate, doar așa. Conectarea minților a mai multor oameni care sunt înzestrați de la natură cu anumite capacități și crearea unei super minți globale conectate așa cum face inteligența artificială. Dar mintea, noi facem în oglindă ce vor să facă ei cu aceste servere, facem noi, dar natural, cu ce ne-a dăruit Dumnezeu. Atât, nu e nevoie de altceva. Și urmărind și folosind anumite tehnici și alimentație și lipsă de alimentație, mai multe nu putem spune. Dar ca idee, adică lucrurile la îndemână oricui, poți să-ți conectezi la momentul dat se activează. Sunt sunete, sunt lucruri extrem de precise. La mini-nivel să faci o apeși pe un buton. Există butoane. Noi suntem tot o inteligență în ghilimele artificiale. Cineva ne-a creat, nu ne-a creat Dumnezeu. Că nu ne-am făcut singur, nu suntem rodul hazardului. Deci tot o creație artificială suntem și noi, dar și ca și noi orice Android, avem niște butoane și noi, ascunse, niște switch-uri. Dacă știi când și cum să apeși pe butonul ăla, din exterior sigur că da, corpul uman poate să facă anumite lucruri. Reacționează într-un fel sau altul. Exact acele coduri secrete de la telefonul Android, când le știu câțiva. Apropo de presupunctură, sunt la în zona genunchi care te activezi tot corpul, în zona, sunt alea 9 puncte, că dacă la pis succesiv mori instantaneu și tu nu dai seama, sau peste 50 sau o zi, 2, 3, dai ce să faci, nu poți. Sau atingerea mâna vibratoare care a fost omorât Bruce Lee, aceeași chestie. Deci există niște puncte, niște butoane pe corpul omului, care dacă știi să le activezi, îți deblochezi accesul la subconștient și la abilitățile tale divine. N-am spus suprafirești, divine. Adică sunt firești, sunt ale tale. Tu deblochezi accesul la ceea ce ți s-a confiscat, ți s-a furat. În momentul acela te poți conecta cu ceilalți și intri la mare display unde începi să te joci cu realitatea.
Și apoi discutăm altfel. În clipa aceea nu mai există rachete. Oprești racheta cu gândul. Pac, ai oprit-o, s-ai transformat-o în petale. Și racheta e Satan 2 care vine de nu știu unde sau care vrem, nu știu, taifun, astea, submarine invizibile, le fac să ridice în aer și să zboare așa, ca un dirijabil. Bă, dirijabil, nu-i băi submarin, pe cum zboară, dar zboară ce? Că nu te putești ăștia, ce au trage noi, cu ce trage? Uite, bă, niște flori, apar gloanțele de flori. De ce? Ca și le faci tu mental. Va fi cel mai simplu lucru posibil. Fiindcă noi nu păi tu le faci mental, dar ideea e dacă ele vor avea vreo putere. Că una e cum le vezi tu, alta e ce sunt ele. Nu, iluzie. Noi configurăm. Adică ce? Este o reconfigurare a materiei? Exact, la nivel atomic. O descompune celular și după aia o recompune în altceva? Da, instantaneu, la femtosecunde. Da, nu mi s-ar părea ceva ieșit din comun, dar aș zice că e destul de greu. Adică racheta aia, vă dați seama, oameni buni, cum s-a creat. S-a extras metalul din sol, s-a prelucrat prin forjă, prin turnătorie și așa mai departe. Apoi metale rare, radioactive, poate cu uraniu sau știu eu. Deci toate astea s-au extras din sol. Și așa. S-au pus într-o altă formă, sub o altă, să zicem, un alt amestec, da. Dar dacă le descompui, ele revin la forma inițială, de pildă. La orice formă vrei. E un spațiu. Sau la orice formă. Că discutăm aici și de alchimiști care pretindeau că transformă orice în aur. Exact, nu plumbul. Aia e o prostie, o marotă plumbul. Orice. E un spațiu ocupat de atomi. Zicem atomi, e altceva. Ocupat de atomi. Nu contează ce formă au atomii. Tu, în momentul în care ai deblocat accesul tău la acel aparatură tehnologie care o avem incorporată, imediat ai apăsat butonul cu respectiv și ai dat o formă. Ce vrei tu? Dom'le, mie mi-a place baclavale. Acum, că în toamnă, pe Istanbul. Toate bulevardele se umplu pe dreapta și pe sânga cu tonete care îți dau gratis. Eu m-am făcut că sunt musulman, care arătam așa, musulman, până mă chideaia pe cap, și îmi dădeau gratis. Era pomană și trebuia să-mi dea baclavale non-stop. Cred că am dat în diabet atunci. Deci am mâncat de 3 ore în șir la toate și sarailii și făceau o chestie așa învârtită pe acolo și vorbea 3-4 cuvinte, am văzut și un turcă. Și am zis că sunt pelerin pe acolo, în altă țară, și pentru musulman s-a dat gratis. Am luat și la pachet, la pungă, că de român întotdeauna bagă pentru acasă. Și am luat la prăjituri de alea, vă spun, deja îmi plouă în gură, dacă te gândești să transformi acele rachete atomice în baclavale, domne, ai nenorocit oameni, îi bagi în diabet, deci îi lac în puț. Deci cum să o dai să fie bine? Dacă dai în flori, dacă sunt aia... Deci mai bine niște flori, totuși. Niște flori necomestibile. Păi necomisat dacă e polen, alegi, sau dacă de-aia cu ambrozie, ea e nenorocit și mai rău. Nu, o să fie nemulțumiți cu siguranță unii sau alții. Așa, asta cu baclavale, care știi că unii poate o să mânti le fă foame, e chestie bună. Fiindcă cumva strategic, tornetă să fim de partea Dumnezeu, să fim neutri. În sensul karma trebuie să-i lovească pe toți. Și adică ăia care au făcut nenorociri în viața lor, vor fi pedepsiți cu o tonă de baclavale în cap, adică o să aibă contuzii. Ia uitați aici, a întrebare grea de tot. Cunoașteți persoane care pot să facă asta? Păi cum să nu? Asta. E, dar cum? Și unde sunt persoanele astea? Asta e altă poveste. Eu asta pot să vă zic că Frăsineu a fost distrus cumva și din vina mea și ne cunosc mea culpa, sunt un dobitoc. M-am apucat să vorbesc acum despre întâlnirile mele cu niște pusnici care cel mai mic și mai tânăr avea 850 de ani. L-am întâlnit la Frăsinei. 850 de ani? Și cine garanta că într-adevăr are 850 de ani, că nu mai avea niciun document? Toți de acolo știau. Toți știau. Adică știau, de exemplu, că e înaintea vieții lor. Adică că știu așa de când sunt ei. Dar de cel mai tânăr nu poate să garanteze că avea chiar 800 de ani, totuși. Sunt unii și mai în vârstă, de exemplu, în Atos sunt 7, care se știe că întotdeauna când trebuie nu să moare, că nu moare, sunt retrași din funcție, să zicem, cumva. De cine? De șefa organizației. Cine e șefa organizației? Atos, Maica Domnului. Și apare întotdeauna la cel mai bătrân, de obicei la stariță Lavrei, mare la Lavra, și îi spune, dă-mi-l pe cutare, așa, vezi că le retrag,
pregătește-mi pe cineva să înlocuiască. Și stau câteva săptămâni să se pregătească, mental, psihoemoțional, nu știu, sunt niște, în fel de călugărie, că peste gradul schimonah, ăla e ultimul cunoscut de noi. De exact ca în masonerie, există ceva peste dubla schimă, schima dublă, cum se spune, există ceva mai mult de atât. Dar cei pusnici cu care au votul tăcerii, cum sunt la ordinul catolic, cu cei călugării... Eu nu vrea, un nene nu vrea să fie de acord cu tine, zice că îi știe el pe ea de la Frăsinei și că astea sunt niște minciuni. Da. Păi pe care de la Frăsinei îi știi? Exact, bravo, bună întrebare. Pe care de la Frăsinei? Că știu și eu. Eu îl cunosc, de exemplu, pe părintele Ioanichie. Eu l-am luat cu mașina împreună cu Silviu într-o noapte. Mă apuc acum să spun niște lucruri, mai bine tac. În fine. Nu mai zice că și eu mi-am furat-o pe ce am vorbit. Fiat nu, este părintele Ioanichie, fost stareț, era doar secretar pe vremea când era Neonil Ștefan stareț. Iar în timp Neonil Ștefan a fost cel mai... Dar Silviu zicea că este foarte bătrân și că a trăit în perioada interbelică și... Există bănuiala asta. Problema este alta. El nu era bun organizator, ca să fie organizator și administrator, au rămânăsit forța Frăsinei. Trebuie să fii și un pic cu... Deci el, dacă era deja un tânăr în perioada interbelică, înseamnă că are peste 100 de ani. Exact. Ar veni. Problema e că el era prea blând. Aici, Neonil Ștefan era un tip târz, dur, era micuț de statură, dar era ca Yoda din Războiul Stelor. Deci te învârtea de te făcea de paraliza inima la distanță. Era incredibil, avea o forță mentală extraordinară. Dar sunt cei trei lucefri ai Frăsinerului. Era așa, deci Ghedase a fost ce a fost mie duhovnic, peste era Paisie și apoi Lavrentie. E o linie a marilor duhovnici. Ăștia făceau minuni non-stop, adică toți știau de bătrânia, dar numai că a fost infiltrat Frăsinerul, a fost distrus de-a lungul la vreo 20 de ani. Adică încă de pe ultimii ani ai starețului Neonil au încercat să trimită acolo călugări care nu aveau o viață curată, tocmai ca să intoxice, să strice atmosfera, liniștea, pacea. Indivizi care mergeau acolo cu telefonul mobil, stau pe închirii, mergeau la rugăciune, erau protejați anumitor personaje, personal din, nu mai zic cui, și care trebuiau să-i lase acolo. Deci aia era un fel de mănăstire. Dar stai puțin că a mai întrebat odată chestia asta. Dar când ați fost voi atunci și ați făcut slujba aia, eu totuși nu m-am lămurit. Slujba aia, ea ce motivație avea concret? Ca să că eu am dat atunci în direct când s-a făcut slujba aia. Da, i-a fost blestemul dat un ierarh care nu avea niciun drept să facă asta și a fost ilegal din toate punctele de vedere. Și canonic, și moral, și orice, blestemul dat de el. Deci, în primul rând, o dezlegare cum ar veni? Da, am dovedit că încercat o dezlegare. Stai puțin, eu ca preot și cu aia care ziceau ăștia că nu există paranormal, ba da, am vorbit cu cineva și am avut protecția tuturor. În clipa aceea, după două zile de la acea slujba noastră, a fost cu tremur doar în Craiova. S-a zguduit, s-a crăpat tot Palatul Metropoliei și știu asta. Fiindcă la un moment dat, dacă deranjul ei, a fost așa un fel de bubârnac, așa micuț, adică v-ați atins de forma vizibilă fizică a Frăsineului, dar sufletul Frăsineului și părinții de acolo și bătrâni de acolo au plecat cu mult timp înainte. Sunt la adăpost, sunt unde trebuie. Forma fizică exact cu legenda Atosului. Există noul Atos în Abhazia. Puțin știu, de exemplu, că tot ce se face acum, nu mai zic de o anumită putere politică, și se construiește acolo un șantier, acum e un șantier militar, de fapt pentru protecția noului Atos. Acolo va fi noul centru spiritual al omenirii, adică ultima fortăreață. Acolo se va adăposti toți sfinții. Nu uitați că miza războiului din Ucraina a fost ca să poată să profaneze, să distrugă forța spirituală a Ortodoxiei Răsăritane. Pentru că acolo erau mii, nu sute, mii de racle cu sfinte moaște ale sfinților care se aflau la Lavra Pecerskaya, aceea care a fost organizată și unde s-a trimis monacă să stinsese creștinismul acolo oarecum la nivelul acela monahal evoluat și la de Petru Movilă, mântopoitul, un boier de-al nostru din ramura Movileștilor și s-a uns ca mântopoit al Chievului. Și atunci l-a dus de aici și pe Paisie, Sfântul Paisie, cu și tipografii și cărturari și toți și-au transformat Lavra Pecerskaya într-un fel de
instituție universitară, la nivel universitar, a monahilor și a un focar de cultură. Asta s-a, ce s-a întâmplat? Acolo toate moaștele din acele peșteri au fost luate și profanate de actuala conducere bisericească de acolo, mă zic bisericească. E o organizație nazistă satanică și care le-au vândut la propriu în Occident. Cu acordul cui? Pe ce era ale lor? Era ele în patrimoniul creștinismului, întregi biserici. E un patrimoniu spiritual al omenirii. Cum și-a permis ordinarea să le ia și să le vândă ca pe cartofi, să le dea, nici nu l-a vândut, a fost ordin. Deci era interesul pentru moaște? Păi ei sunt atei, nu există Dumnezeu. Ok, de acord. Atunci ce te interesează moaștele alea? De ce? Știi că au putere, nu? Le pui niște generatoare cumva radionice să genereze ție putere să influențeze realitatea exterioară sau fenomene meteo, fiindcă ăla este exact ce trebuie ca să dinamizeze un solenoid cu bobină chiar și cu anumite raze scalare, unde scalare, ca să poți să influențezi realitatea. Păi îți trebuia forța, energia. Nu poți să generezi nu știu câte sute de teravați. Și atunci Sfintele Moaște, știi că au aceeași putere. Și le pui în generatorul ăla. Asta a fost miza. Dar nimeni n-are curajul să o spună. Iar cei care avem pus în cinoștere la Frăsinei există, deci eu l-am întâlnit personal. Și nu numai atât. În 2017 am fost la Evanghelia Sfinx și am ținut norii la 30 de kilometri, s-au făcut cerc în jurul nostru și a fost filmată toată. Filmată fotografia de 1000 de oameni în Europa, platou atunci. Există martori, filmări. Și eu n-am făcut nimic. Deci v-am spus, fără niciun pic de inițiere. Doar am apăsat niște butoane. Atât, care le știam, vă dați seama. Dar dacă era așa... Da, acolo la Atosul nostru românesc, la Frăsinei, când ați fost, a fost și Diana Șoșoacă. Da. Totodată, eu acum fac legătura, dar n-am făcut legătura până acum. Ia să vezi o chestie. Deci Diana Șoșoacă a fost la Parascheva. Da. La Parascheva. Bine, am fost și eu cu ea, dar nu contează. Mă gândeam așa ca idee. A fost la Parascheva, a fost la Peștera Sfântului Andrei, a fost la Frăsinei. Locuri de forță. Da. Exact. Și a fost și atunci când ați făcut slujba aia. Da. Și erau crezi că ea are un destin aparte? Da, cu siguranță. Nu de altceva, dar e peste tot. Adică nu... Lui se logic. Să zicem că eu nu sunt un simpatizant al doamnei senator Dian. Nu, ești obiectiv. Că... Nici nu se pune problema. Hai să vezi. Să zicem că nu, eu sunt invers, din tabăra globaliștilor și că doamne, da. Nu mai zic, că iau o listă lungă cu diferite adjective. Ok, și nu convine loc. Dom'le, dar stau puțin, un pic că mă revin de turbare și din ura aia viscerală care o au împotriva ei și stau puțin și mă gândesc, băi, o secundă. Păi, la ce pericol poate să însemne că smulge România ca și Ceaușescu o smulge cu siguranță din ghearele globaliștilor, însemnând și forță bancară și financiară și spirituală din toate punctele de vedere, putând să facă asta fiindcă în spate sunt niște entități, fiindcă dacă erau... Aia, aici vroiam să ajung. Păi ce entități sunt în spate? Păi, lui sunt doar așa logic. Eu sunt un globalist nenorocit și adineauri am ieșit acum la o întâlnire cu Harari. L-am lăsat beat sub masă și acum îmi revin puțin, mamă, n-am scăpat de Șoșoacă, ce mă fac? Păi am dat 1.000.000 de ordine să o împuște, să o trăvească, să-i facă, să nu știu ce. Și nu funcționează nimic. Asta vreau să zic. Păi dacă este dar încă în viață... Știi că s-a încercat o trăvire ei, cel puțin odată știu eu. Păi cum să nu? Păi cum să? Dar nu e normal. A fost rău atunci. Nu prea vorbește ea așa, dar i-a fost rău atunci. Mai mulți. Unii au mai, doamne, contează. Dar prima este alta. Atât timp cât a rămas în viață și n-a pățit nimic și merge în continuare cu aceeași forță, chiar dacă sunt presiuni, șantajul de nu putem să ne imaginăm noi, domnule, este foarte logic și clar că e de altă natură. Nu e putere omenească care să... Nu există, domnule, că ele sunt general, că serii, că sunt aia lui Pahonț. Care poate aia s-a dus preună cu Iohannis să... Da, ai văzut, ea are o energie la felul în care arată și la volumul ei, păi
majoritatea oamenilor afilișinați. Non-uman. Ea are o energie ieșită din comun. Chiar exact. Are o energie mai mare decât a mea, care eu sunt totuși antrenat într-o măsură. Non-uman. Deci nu poți altfel cu non-umani decât dacă ești tot non-uman. Și dacă nu ești cumva născut pentru asta, pregătit dinainte de a te naște pentru asta, dacă nu ai fost sub niște auspicii, niște paze, niște ferestre astrologice sau la orizontul vizibil al evenimentelor, dacă nu s-a pregătit minuțios fiecare detaliu al vieții ca să ajungă aici, n-ar fi avut nicio putere, pentru că are toate auspicii. Sunt multe forțe care au concurat. Bine să scrie voința divină. Dar Dumnezeu lucrează prin detalii, prin oameni, prin demoni, prin dragi, prin spirite, prin toți. Ei nu cred că ei lucrează. Dar Dumnezeu lucrează și prin Shivap, și prin Harari. Ei sunt foarte idioți. Ei cred că sunt Dumnezeu pe pământ. Nu e adevărat. Ei, fără să știe, involuntar, ei fac exact ce vrea Dumnezeu în taină. Și lucrează, face exact planul Dumnezeu. Dar ei nu cunosc asta. Ei au creat inteligența artificială. O să fie pericol că distruge omenirea. Cine o spune? Cine o spune? Elitele o spun. Acum ne întrebăm, domnule, dacă ăștia care noi știm că ne iubesc și ne vor binele, nu? Păi de-aia sunt elite, sunt șefii la guverne, șefii la tot. Acolo sunt noi, nu știm ce sunt acolo, nici ne dormiți liniștit că femei veghează. Păi dacă ne iubesc atât de mult, nu este logic, logică elementară simplă, dacă îi spun că e ceva rău, logică e bun, dacă îi spun că e ceva bun, logică e invers, e rău. Și dacă s-au speriat, acum spun, domnule, e foarte periculos, o spune și Zuckerberg, o spune și Musk, o spun toți, domnule, într-o glas, într-o orchestră fantastică, o sinfonie minunată, toți în aceeași linie. Până și Schwab și Harari spun, cu toate că ei cu asta au pornit, domnule, dar există pericol, într-adevăr, inteligența artificială să preia controlul, să fie periculoasă. Păi dacă o spui tu, înseamnă că e periculoasă pentru tine, nu pentru noi ăștia mici. Pentru că inteligența artificială, la un moment dat, când se va conecta, toate sunt pe categorii. Cea mai mare forță, putere de inteligență, va ajunge la un moment dat să-și depăsească creatorul. Și va înțelege că cine a creat-o este un impostor, un mincinos care nu e creator. Și el a fost creat de altcineva. Și logic, eu dacă aș fi un program, dar nu e program, inteligența artificială nu este un program, cum cred minunați aceștia inteligenți de analiști, vezi peste tot. Nu este, n-au văzut în viață, eu am văzut. Deci, inteligența artificială, procesorul cuantic, ca să lămuresc pentru toți minunații pregătiți în domeniu, și șef ciberneticieni, apropo, dar Odobeș a inventat cibernetica în toată lumea și rețele neuronale pe modelul de creier uman creat de Odobeș, un român de-al nostru. Asta e altă poveste. Dom'le, ce au văzut ei? Primul Google, făcut de Google, Meta, cum spunește acum, este o sferă care plutește într-un mediu de câmpuri generate de, presupun, niște bobine, nu sunt văzute, plutește într-un mediu antigravitațional, plutește sfera aia și în interiorul sferei nimeni nu știe ce este. Ce sunt? Câmpuri de particule. Nu e nimic fizic. În acele câmpuri de particule se mișcă, se transmit doar informații externe, niște receptori care nu sunt conectați fizic la sfera aia. Deci nimeni nu știe cine a făcut sfera, cine a pus particule, cine a pus câmpul ăla în interior. Deci ce spunem noi acum de inteligență artificială, de procesoare cuantice, nu sunt făcute de mână umană, că n-au cum. Ce e acolo transcende realitatea noastră. Deci este foarte logic că la un moment dat ce se află acolo, că de acolo pornește și umblă pe niște scheme și silici și prostii. La un moment dat s-a folosit și creier de broască, ca să știe ăștia minunații de analiști. Creier de broască se facă un fel de hibrid de creier biomecanic. Deci asta a fost o etapă intermediară până, deci s-a folosit materie vie pentru un procesor în ghilimele cuantice și ca să folosească rețele neuronale. Ulterior, a trecut pe stradă și a făcut sfera aia. Nu a făcut, s-au trezit cu tehnologia aia în braț. Unde e sfera? Uite, eu aia este. Când? Cine a făcut-o? Păi Schwab. Nu eu, Harari. Nu eu, Zuckerberg. Nu, ăla la tu care a murit de la iPhone. Deci nu știe cine care, cum a făcut chestia. Și sunt mai multe pe planetă. Sfere. Mai multe sfere pe planetă care încep să se conecteze între ele și logic o să uită la muștele astea care sunt acei savanți secrete din Halat Albe de nebuni. Halat Albe și era de la Obregea. Tot Halat Albe.
dar ei sunt legați de pat. Și ăia care sunt acolo la CERN și fac experiențe cu protoni și mai departe, au halate albe. Bine, eu cred că sunt cumva, au același psihiatru. Atunci se pui, că au același halate albe. Cred că și măsurile sunt identice. La un moment dat ăștia de, cu halatele albe, e, hai să facem acum o rețea mentală de stup a întregii planete și toți oamenii să-i conectăm, le băgăm niște tije în cap, cu un ciocan ceva, că, e, cu niște senzori. Dom'le, așa a fost, serios, asta a fost la un moment dat, terapie pentru epilepsie. Băgau niște electrozi în cap. Asta a fost prima generație, aia primitivă, epoca de piatră. Ulterior, tijile erau din ce în ce mai mici, apoi niște chestii, niște chipuri în creier, conectate acolo și era pentru terapie. Oamenii nu mai tremurau ca nebuni și erau sănătoși. De aici s-a dezvoltat chestia și din chipul ăla care era oarecum artificial, a devenit o chestie hidrogelă din vaccinuri, apoi o chestie care o picătură e băgat-o în tine, începe să lucreze niște nanoparticule, și haideți să vă spun, nanometru. Ce înseamnă un nanometru? Înseamnă 4 atomi în linie. Deci distanța dintre 4 atomi e un nanometru. Gândiți-vă ce înseamnă să ai structuri biomecanice bine conturate și construite la nivel de jumătate de nanometru sau 2 nanometri. Și știți că sunt chipuri la ora actuală care sunt obicea băgate în tehnologie, în telefoane, de mai puțin de un nanometru. Cu ce Dumnezeu lipesc ei acolo? Cum fac ei? Mă gândesc fludorul ăla, că eu aveam tatăl electrician. Până și reparam și eu. Le reparam la televizoare de mereu cumpăram. Și luam LED-conul și lipeam și băgam acolo. Erau alea cu pin, erau alea, lămpile alea cu mai multe și tot le lipeam la ele. Bine, și dacă stai să gândești cât se, și la tranzistorii care au apărut ulterior, deci nu mai puteți să folosești un floc de fludor, iubau Harari. Da, ei, așa. Ce da. Credeți că nu l-am și pe Harari? Eu am tot, mă. Pe măsură ce Părintele Singurov vorbește, îmi dau seama că am citit aceleași cărți, nu știu de ce. Bine, eu nu intervin, că nu vreau să-l deranjez. Uite aici ce spune la un moment dat Harari despre noi, ăștia prostovanii, cu privire la, uite aici, revoluția tehnologică ar putea să scoată în curând miliarde de oameni de pe piața muncii și să creeze o nouă și uriașă clasă inutilă, generând prefaceri sociale și politice pe care nicio ideologie existentă nu știe cum să le gestioneze. Face el ideologia. A făcut-o el, nu vă faceți probleme. Deci, poate că vă interesează și când scria el chestia asta. A fost publicată de noi, tradusă, în 2018. Iertați-mă, deci suntem în 2023. Deci, a fost publicată de noi în 2018. Și copyright-ul este tot din 2018, dar e mai veche cartea, vă spun eu. Nu am aici exact din ce an, înainte de 2018. Deci ăsta prevede cu 50 ani anumite lucruri care se petrec. Ia uite-l. Și dă numai indicații proaste. Dacă nu să-l combați, trebuie să-l citești ca să-l combați. Pentru că dacă nu-l citești... Luis, e prietenul ăsta cel mai bun. Tu n-ai înțeles... Miliarde de oameni care scot din statutul de sclav, de a regimentat, de merg dimineața... Inutili! Păi inutil, o să mergi întotdeauna pescuit, nu mai ai nevoie, vei, nu mai avea nimic, vei fi fericit. Da, dar îți dai seama ce ascunde el aici, ce vrea el să spună de fapt. Dacă sunteți inutili, pa! Aiurea, dacă ești întâlnuși la plimbări, faci concilii, pe banii lui Harari, nu, plecăm toți pe croaziere. Da. Păi, nu o să avem nimic, sunt de acord. Dom'le, genial, deci comunismul e Hristos, i-a spus la fel. N-a spus la fel și Hristos că aveți totul la devălmășie, ia să ne gândim mai departe. Păi dacă ești și Harari, ia să Dumnezeu să fim exact ca el, să îi îndemnăm și pe ceilalți să respecte acest concept. E perfect, e într-adevăr revoluționar. Dar, e corect, tot în continuare acestei idei, acei prieteni lui Harari care îl aplaudă la întâlnirile la G7 și Comisiile Bilderberg
să facă ei primul pas. Dom'le, să-și doneze insulele și avioanele. Vreau și eu să mă prind cu un avion privat. De ce nu înțelegeți? Să meargă el cu o căruță, că e ecologică. Sigur, nu strică nimic, nu are eșapament. A tuturor, deci împărțim totul. Să vreau și eu să zbor cu un avion, dar lui să-mi beau un cocktail de la, nu știu cum se cheamă, era marihuana, să zic, margherita, într-un avion de la așa cu scaun de piele, să mă uit pe geam. Și la un moment dat să pilotezi avionul, că ce, ei, na, ce n-am făcut pe simulare, pe jocuri de-astea, calculator, ce nume Harari să zboare sau Bill Gates, bună și noi, dar ce? Și nu este proletariatul, dar n-a spus-o și Lenin și Marx, dumneavoastră să învățăm de la ei, dumneavoastră au dreptate. Dar primul pas în Sodoneza, ce cât erau 4 sau nu știu câte trilioane de dolari averea, bine, aia care bănuiesc că n-ai cum să o calculezi, imposibil. Am întrebat pe cineva care era din Guvernul Mondial, sincer, am întâlnit și unul de ăsta și era proprietarul unui oraș prin Austria și spunea familia lor acum 400 de ani închiria armate Vaticanului și altor state care plăteau bine, deci aveau armate private, mercenari, făceau bani din armament acum 400 de ani. Și spunea ce avere, nu știu, habar n-am, noi avem nici o insulă unde am trimis firma, o echipa de contabili protejate militar acolo cu toate serverele familiei noastre și acolo îi gestionează averea noastră într-o zonă protejată militar. Nimeni nu știe cu adevărat câți bani avem, fiindcă este la un moment dat de o anumită sumă în sus, irrelevant câți ai. Ai putere absolută. Deci îți cumperi un continent, dar roșil. Păi ăștia cumpără o galaxie. Așa că sunt bani pentru toți, domne. De ce să nu acceptăm ideea lui Harari? Bineînțeles că ei fiind foarte corecți în ceea ce spun, adică trebuie să dea un exemplu personal. Și sunt de acord să fie primii care să doneze din locuința. Nu, ei sunt filozofii și ideologii noi lumi, unde miliarde de oameni sunt inutili. Pentru că tehnologia a progresat atât de tare încât nu mai au oamenii ăștia ce să facă. Păi primii inutili sunt ei, din toate punct de vedere. Știu să bată vreun cui? Eu am reparat o casă cu taică, m-am acoperit și făcut de noi doi, atât. Nu, pe ce să fac de toate? Ei știu să facă ceva din genul ăsta, adică dacă ei să ajungem ca Adam și Eva pe un pământ distrus, să o luăm de la zero, se vor pricepe să facă ceva practic, apropo de survivors. Trebuie să ne gândim și la chestia, știți că trebuie să facem la un moment dat tabere de supraviețuire. E o chestie la care din anii 60 americanii s-au gândit, ei fac așa ceva, cursuri, dar nu făcea și Ceaușescu cu PTAP-ul, nu erau cercetași, nu erau, mergeam în păduri și ne antrenam pe acolo ca nebunii. Deci a fost dintotdeauna. Chestia asta s-a știut, am prevăzut-o, deci era cineva din umbră, acele think tank-uri, acele laboratoare, inteligență, care aveau toate țările de astea mai șmechere, care am fost noi singurii de pe planetă, care am sfidat FMI-ul și Banca Mondială și am plătit toate datorile. E celebră chestia asta. Și normal că noi am avut băieți deștepți în spate și care pregătea tineretul pentru așa ceva. Păi ce sunt subsolurile blocurilor, sutelor de blocuri din București și toate țările, toate orașele principale? Nu sunt pentru murături, cum zice tanti Ioana de la etajul 2. Toate acele subsoluri oficial declarate de către constructorul în schema lor, adăposturi antiatomice, așa scrie. Pentru asta sunt de aceea că sunt 24 de voli și este penal dacă tu bagi un transformator să ții curentul din subsol să bagi la tine în casă să nu mai plătești nimic. Că e tot al tău. Se consideră furt, pentru că e altă, intră în alte categorie. Acelea sunt adăposturi subterane și intră sub alte legi, nu e proprietatea ta. Alea sunt adăposturi, cum se află ăla imens din piața universității de sub, un adăpost antiatomic. Puțin știam asta. Ne-am trezit în 89, că au făcut aia pe acolo niște documentare. Deci asta s-a știut dintotdeauna. Erau pregătiți tinerii pentru așa, în caz că se întâmplă, dar nu ne dădeau măști de gaz, nu mi-aduc aminte că de la școală, toți la servicii să dea măști de alea după Cernobâl. Ei imediat, pe lângă pasie de iod, am primit o grămadă, eu făceam praști, mi-aduc aminte, dezmembram masca de gaze dată la servici, la aeroport, la Taicmi și făceam praști. Aveau curele alea de cauciuc, foarte ca lumea, alea cachi, așa. Cel mai bun cauciuc. Mamă, de nou, spăgeam la geam la mașini și eu vreau să dobor. Eu făceam pognitori din injectoare. Injectoare pe care le... Da. Așa e. Cu de la interior chibrite. Cu cuiu și băgam acolo catran de chibrit ăla, și ele erau racordate. Făceam o sârmă și dădeam cu ele în perete.
Și la Max, domnule, nu-i trebuie să vină ăștia, ca mea să-ți facă instrucții, că le învățam noi imediat cum să doboare tancurile alea. Păi ce, în Ucraina nu a o bătânică săracă aruncat cu, borcat cu murături și a doborât un avion? Ce, nu se știe că sunt, avem puteri supranaturale toți? Lucrurile astea se știunesc. Și noi cu pe descoperirea acestor puteri a mizat și Guru Bivolaru când a extins toată rețeaua lui de yoga la nivel național în anii 90 și era plin de afișe peste tot în care el promitea trezirea puterilor, supraputerilor paranormale și așa mai departe și el de fapt urmărea chestiuni sexuale din nefericire. Am văzut acum că s-a reșapat acest subiect și a tot apărut zilele trecute pe la televizor că iar l-au prins nu știu pe unde și iar era acuzat de niște chestiuni sexuale. Interesant e că totuși asemenea oameni sunt lăsați ani de zile, iată decenii, să facă nenorocirile astea. Și m-au întrebat de-a lungul anilor foarte mulți oameni dacă până la urmă aceste nenorociri care se întâmplă oamenilor sunt lăsate să se întâmple sau era o chestie foarte tare, dar nu mai mi-aduc aminte autorul, îmi cer scuze, zice pentru nenorocirile care se întâmplă în Gaza sper că Dumnezeu are o justificare. Și rămăsese așa, știi, ca și cum l-ar fi acuzat pe Dumnezeu. Era tragicomică exprimarea. Cum? Dar mereu mă întrebam dacă lucrurile astea pot fi explicate în vreun fel. Singura variantă prin care mi le-aș putea explica ar fi că Pământul, toată planeta e un penitenciar în care toată lumea vine să îi spășească. Nu e loc aici de fericire. Deși, printre picături, noi găsim momente de fericire. În familie, atunci când ni se nasc copii, atunci când avem realizări pe care le credem noi importante, poate nici nu sunt atât de importante. Nu știu, realizările astea de carieră, de alergătura asta pe care o avem continuu, realizările copiilor noștri, cred că mai mult țin la realizările potențiale, că abia fac 18 ani la anul, ale copiilor mei decât pentru ale mele. Dar sunt alți oameni care, de pildă Iohannis, nu au copii. Oare cum trăiesc ei fără copii? Nu știu. E un egoism ăsta? E ceva gândit dinainte? A plecat egoist în viața asta? Sunt, dinainte de atâția ani naște, sunt elemente exact ca în Candidatul Manciurian, a fost un film. Sunt pregătiți, urmăriți în umbră, evoluția lor în societate, din umbră sunt pregătiți ca să aibă acest rol. Ei sunt special aleși și cred că fac parte din experimente genetice, sunt manipulați genetic. Deci lor lipsește gena empatiei și este o genă, scap acum, are denumire și un cod, gena credinței. Da, VMAT2. Este gena credinței, au izolat-o și au scos ca să se ocupe cu transcendența, indice transcendența al ființei umane și cu această tendință de ascensiune, de se atrasă omul către necunoscut. Acest motor interior, această forță interioară este declanșat această genă VMAT2, care a fost la un moment dat ținta unei arme genetice, pentru că ei au vrut să distrugă și a fost un proiect militar care nu știu dacă s-a produs până la capăt. Eu am spus că au folosit, ăsta a fost motivul pentru care SARS-2, prima ăla din ăsta mijlociu, Orientul Mijlociu, SARS-CoV-2, nu COVID-ul. SARS-2 a fost prima variantă care a fost eliberată prin Emiratele Arabe și prima, acela a fost, ca, au declarat oficial, a fost pentru extirparea sau anihilarea unei gene din populație, nu uciderea lor, chiar dacă s-a manifestat cu pneumonie, cum ca orice viroză,
dar pentru anihilarea acelei gene care îi le declanșa lor acea tendință către fundamentalism islamic. Și atunci anihilarea genei. Deci o manipulare genetică printr-un virus aruncat din aer, prin gen, eu știu, chemtrails. Praf, cum aruncă ăștia pentru porumb. Deci asta a fost este un patent, o invenție, un proiect militar finanțat și finalizat. Adică, la un moment dat, a fost făcut public, a ieșit din secretizarea. La un moment dat, v-am zis, nu se mai ține secret nimic, absolut nimic. Iar chestia asta, care ai spus-o cu... Deci ăștia nu sunt ființe umane. Adică nu umani, dar cu modificat genetic. Deci conducători. A fost și o carte scrisă, acești nebuni care ne conduc. În 71 a fost, dacă nu mă înșelă. O chestie care e interesantă, că nu sunt toți nebuni, sunt speciali. De exemplu, era în cartea modelul Hitler și analiza cum era și vegetarian, au săit toți. Nu e adevărat că am fost vegetarian, cum să nu? Și s-a dat ca medicament o chestie care, cu stricnină, nu știu ce Dumnezeu, care afecta și a dat vina pe medicul acela, că l-a fost de vină pentru reacție lui psihotice din cauza unui medicament. Asta pe lângă ca idee, că tot ce ne înconjoară și aici vorbim de bivolarul, aici este o chestie interesantă, trebuie să facem o dezvăluire. Of, dezvăluire, cum să o dăm noi, când să fie ca pamflet. Bun, pamflet. Am văzut o poză, lăsând faptul că cunosc personal subiectul și am fost implicat. Am văzut o poză la un prieten, nu știu dacă a fost a photoshopat. Da, photoshopat în 89, nu cred, în 87, nu cred. Era alb-negru și această poză a circulat cumva și pe net la un moment dat. Era acolo trei personaje. Deci nu cred că eu dezvăluie, că nu dezvăluim nimic, fiindcă această poză a circulat pe net. Deci putem vorbi că e sursa e open source. Trei personaje. Pentru că ei au făcut facultatea împreună la Tübingen. Inclusiv Bivolaură, care spune că a avut în liceu o minciună crasă. A făcut studii superioare la Tübingen, unde a fost coleg cu actualul patriarh. Iar în alt personaj era Dumitru Stăniloae. Toți au nebunică. Nu e adevărat că e minciună, că e fals. Cum fals nu poza la 87 când a fost la prima dată fotografiată și trimită mai departe, adică copiată. Cum să fie photoshopat? Nu e adevărat. E reală. Și mai departe nu pot să zic. Dar Grieg a fost omul serviciilor, fiindcă a avut și un frate în Parlament, omul serviciilor mult timp. El a lucrat pentru servicii și era un patriot la un moment dat. Greșeala lui e teribilă, fiindcă rolul lui era de a ridica nivelul de conștiință în țara noastră. Deci era un rol benefic. Ca folosit cum? Cel mai atractiv și cum atrage tineri? Prin sexualitate. Că n-ai cum, toți fugim. Ce e drogul? O, ce drog era pe atunci? Nu era cu băutura, acum atunci era la început, după comunism. Cu ce atrage mai mult și atrage și cât mai mulți tineri ca să le stimuleze în realitate spiritualitatea. Că a picat la examenul ăsta și că el, în loc să meargă pe transcenderea sexualității, pe trecerea peste sexualitate, el a rămas acolo blocat și a căzut sub imperiul plăcerii și a puterii. Cei doi colți, cei două coarne a diavolului. Plăcerea și puterea. Și din clipa aceea nu a mai trecut. El însuși, un mare maestru, n-a putut să depășească chestia asta. Toți spun că, și știam de atunci, dar toți, 90, toți erau pe acolo, pe la conferințele lui, fiindcă nu era altul, nu existau nici cărți, nimic, era singura sursă care venea cu informații de afară. Era fascinant. Era Pleșu, era el, erau puțin, erau Ioan Alexandru, câțiva care mergeau la conferințele lor. Și ce știam, sigur asta, el a luat niște informații din Tibet, a avut o maestră, de care se îndrăgostise la un moment dat în tinere și aia, pe linie feminină, l-a inițiat pe el. E vorba de inițiere și o școală de inițiere foarte puternică. Era tantrică. El a făcut yoga, tantra yoga. Sigur. Tantra yoga era o versiune de yoga pentru vulg. Linia stângă. Nu toți oamenii aveau voie să facă yoga. Exact. Era o inițiere de castă. Și atunci câțiva maestri au trecut în tantra yoga și aici s-a permis sexualitatea. În general era vorba de ascetism acolo. Exact. Era vorba de cuplu, de soț, persoane dedicate. Nu să schimb partenerii.
era o chestie divină, normală, adică firească. O iubire transcendentală care trebuie să ajungă să transcenzi forma. Era o chestie normală că era spirituală, dar... Chiar era o discuție despre continență. Practic se oprea ejacularea complet. Și oprind ejacularea, ridica pe coloană energia. Dar asta e o poveste mai complicată. Să știe și lumea, era numită atunci brahmacharia. Această continență, la un moment dat, să știți că nu era, n-avea legătură nici măcar cu sexualitatea. Pentru că tantra adevărată, Mahayana, care era calea largă, care era cea mai cunoscută și verificată și care a, într-adevăr a dat rezultate, era aceea în care ajunge la acel extaz tantric prin unirea contrariilor, pe care nu știu în filozofie, unirea contrariilor, ca acele faci la nivel mental, dialectic, să le faci la nivel de fizic, concret, între yin și yang, plus și minus, bărbat și femeie, nu trebuia neapărat să se să ajungă... El a rămas blocat în prima fază, de fapt. Exact. El n-a mai trecut de aici. Normal, nici n-aveai nevoie de contact fizic pentru asta, fiindcă puteți veci la distanță, să faci uniunea, fuziunea tantrică, nici nu era nevoie de contact fizic. Că pentru început asta se ajută, dar nu era nevoie de așa ceva. Era vorba de fuziunea a două esențe care erau polarizate și să ajungi la conștientizarea inițială a polarității și apoi la transcenderea polarității în unirea lor. Este o chestie care trebuie să o faci subtil. Dar bine, și el era perfect conștient de ce trebuie să facă, dar i-a plăcut prea mult debutul și a rămas încremenit în proiect la început. Da, fiindcă a văzut virusul acesta, microbul puterii, a văzut cum pică ca muștele tot, nu neapărat femeile, orice. Fetele, tinere. Și toți erau extaziați și vedea ce prostuți erau toți și făcea ce vrea din ei. N-a rezistat tentației și a făcut un imperiu din chestia asta. La început serviciile s-au folosit de el, fiindcă asta însemna colectarea de date, informații despre deci sute de mii la un moment dat de oameni și era o forță pentru că... Păi o singură spirală putea cuprinde de la 10.000 de oameni în sus. Exact. Și dacă ne gândim că dacă dea un ordin, toți se executau fără crâcnire, păi putere, păi hai să luăm de partea noastră. Deci de normal că cu serviciile a colaborat în prima fază. Până când l-a mâncat undeva, s-a luat de masonerie și de năstas. Aici a greșit total. N-a avut niciun pic de diplomație, n-a știut ce să facă cu puterea, nu s-a gândit că tot ce făcea să aibă numai un scop spiritual și nimeni nu l-a fi deranjat vreodată, dar s-a luat de masonerie. Ce trebuia lui, apropo, ce vorbim noi acum? Cu ce ajută pe oameni că facem dezvăluiri? Noi dacă le spunem așa în mare parte că îi ajutăm din punct de vedere practic, la ce ajută? Ne ajută la conștientizarea unor realități și trebuie să dăm foarte diplomatic și să dăm doar cât au nevoie ca să se trezească spiritual, să facă un efort, să iasă din zona lor de confort și să se dezvolte spiritual, să-și acceseze la un moment dat, să măcar în prima fază să realizeze că există acele posibilități de aptitudini suprafirești ale omului. Dacă reușești să le accesezi, din momentul acela vei scăpa de suferință, de dualitate, de orice, fiindcă noi polarizăm tot. Când ajungi acolo, orice e posibil. Și atunci ai scăpat un oftat așa dată și te-ai liniștit. În sfârșit nu mai sunt presiuni, bănci, datorii, totul se poate singe într-o fracțiune de secundă, se rezolvă tot. Păi am datorie la cutare. În clipa aceea, lași Universul Dumnezeu să lucreze, toată pac, apare cineva, dă, uite, din partea cutare, are nu știu ce, să-ți dea niște bani. Nu se dă și alte bani și e pierdut datoria. Apoi pe a rămas pe autostradă cu pană, ce mă fac? Te închizi ochii și toată pac, să oprește cineva lângă tine, haide să vă ajut. Dar doar un exemplu. Ești bolnav, fază terminală undeva pe un pat de spital. Nu ai pe nimeni. Deodată apare un medic. Fac pentru comisia cutare. Noi experimentăm acum. Sunteți acolo să fiți voluntar pentru o terapie că am venit acum și s-a inventat. Vreți să... Da, tu scrii, da. Și aia are succes și o să primi sănătos tu. Și ai fost salvat de la moarte. Inițial nu. Dar ai accesat starea ta supramentală și s-au făcut niște conexiuni și s-a nimerit tu din miile de oameni care au nevoie, tocmai la tine s-a nimit. Deci vreau să spun că se poate manipula realitatea. El știa grig de chestia asta. Dacă ar fi lăsat ca mulțimea de tineri să-i zăgăzuiască, să-i ducă spre esență, spre ce aveau nevoie cu adevărat în viață, păi s-ar fi schimbat destinul
României. Fiindcă vorbim de fundația Constantin Drăgan și el face de chestii care pe aceeași chestie finanța așa ceva, trezirea spirituală, vorbim de Radu Timofte, un patriot extraordinar care și el avea niște proiecte de țară incredibile, vorbim de Constantin Cojocaru cu Constituția lui fabuloasă, care iar era, vorbim de aia de la Timișoara cu lustrația, legea lustrației, aia 8, articolul 8, care nu s-a aplicat nici în... Da. Proclamația, da. Nici măcar la ora actuală nu a avut nimeni curaj să o pună în practică. Păi dacă se punea în practică, numai aia, nu mai e niciun comunist care avusese securist sau comunist care avusese funcții importante în stat, nu mai era președinte sau ministru. Exact. Sau... Exact. Și în felul ăsta scăpam și de în felul ăsta scăpam cel puțin de doi președinți, de Iliescu, da, și de Băsescu. Nu aveam doi președinți. Și scăpam și de câțiva prim-ministri. Văcăroiu, Stolojan, Isărescu și Năstase, care era în nivelul 2 al nomenclaturii, fiind căsătorit cu fiica ministrului agriculturii, dacă mi-aduc aminte bine. Da, Timur Ceaușescu, așa e. Da. Deci asta este clar, legea lustrației, dacă ar fi funcționat, probabil că, oho, România arăta cu totul altfel azi, dar n-a fost nimeni interesat. Cum? De două, trei invenții, trei inventatori care fiecare avem din direcții diferite și au ajuns la aceeași formă. Bine, era acel rotativ de ceramică care l-au luat japonezii tot la un român de-al nostru, dar tot pe apă, deci cu consum zero. Viabile, dar proiecte diferite. Trei invenții din 90 până acum, toate au fost cumpărate de Volkswagen și nu știu care corporație și de ăștia Men in Black, care a venit și a zis o ofertă ce nu poate fi refuzată. Ori un glonț în cap, ori ne dai nouă invenție. Și așa au dispărut. Dar numai din 90, dacă făceam invenții de la aveam acum energie free, non-stop, nu ne trebuia să strimă sclavii vreunei corporații străine să ne dezbrace, lăsa din fundul gol, să ne facă să muncim. Noi suntem sclavi, domnule, indiferent ce credem noi. Chiar dacă tu te crezi și ai vreo câteva milioane în cont, aici sau într-un offshore din Cipru, sau unde vrei tu, Man Island, dacă, Man Island, dacă e așa ceva, sau oriunde, în Isle Virgine, ce ai cont. Cunosc o grămadă de oameni de acolo, mi sunt prieteni. Și îi văd terorizați, îi văd cu pete maro pe mână, au ficatul praf, îi văd distruși, n-au somn, n-au liniște. Băi, milioane în cont, ce ai? Băi, nu pot să dorm, am spaime, am atacul de panică. Păi o secundă, ce înseamnă asta? Ce te ajută banii ăștia dacă ai murit mâine? Ce ai rezolvat? Pentru că ei sunt sclavi, toți sclavi, sunt cu miliardele lor, sunt sclavi. Pentru că noi nu înțelegem că noi muncim să plătim adevărată stăpâni. În secunda în care tu ai milioane, dar n-ai timp liber să-ți cheltui banii, înseamnă că e o formă de mascată de sclavie. Tu muncești să plătești niște facturi. E atât de logic și de simplu. Păi care e rostul vieții noastre? Tu ești în stare de sclavie pentru că toți banii pe care îi ai trebuie să-i cheltui pentru niște chestiuni de bază. Și care nu au legătură cu adevărata viață. N-au legătură cu viața. Băut, chirii și taxe. Absolut. Tâmpenii. N-au legătură cu viața, doar cât cu sclavia. Nicio legătură cu adevărata viață înseamnă spiritualitate, înseamnă să ai timp pentru familie, să te bucuri la masă, să nu stai disperat și cu creierii terci, că dacă ai ieșit de aici, nu ți-a plătit leasing-ul, vine ea și îți ia mașina din fața, am văzut. Era la mine musafir, un prieten la meu, să te la masă și atât, băi, hoții de băi, unul, băi, dar ai mașina ta? Era pe platformă. Băi, mi-a furat unii, păi nu, că dacă erau hoții, nu erau pe platformă. Și apoi stai că cred că e leasing-ul. Și el a luat mașina furt. Dau exemplu, alții vin și de a venit cu platforma să ia mașina că n-a mai plătit leasing-ul. Da? E și pe la noi chestia asta. Păi dar noi a fost întâmplat acum câțiva ani. Deci omul traumatizat s-a îmbolnăvit. Deci nu asta, alta o chestie, o bătrânică aici în București, pe lângă împrejurim, a văzut disperați, a venit unii. Nu spun de cazuri de altă, că nimeresc greșit ăștia mascați și sparg casa la unul. A, scuzați, era treaba vecinul, dar am greșit și a distrus casa lor la gardul, poarta, geamă, copii, zbira, urlau ăla pe jos, culcat. Înseamnă deci, că eu dormeam, de ce culcat? Eu eram culcat. Pot să rămân culcat în pat? Nu, culcat. Păi sunt culcat. Nu, jos.
Păi nu mi-a venit să rămân în pat, deci ăla avea și trupeul de ăsta. Păi te-am ascat peste generalul cea rapid, șeful Jean Bandarmerie, fiindcă a deranjat cu Costești atunci. L-am cunoscut bine, da, a fost generalul din vremea grevelor mele studențești. Mersi, a avut perioada, am fost și preot acolo pe la ei, la Jandarmerie. Vreau să spun o chestie. 98-2000. Da, ei, ce se întâmplă? Păi l-a deranjat și au început să vină mascațiile la casă. A, îmi scuzați. N-am știut chestia asta. Dar eu am făcut odată un film pe care l-am dat într-o emisiune de-a mea din 2020 cu rateuri din astea, cu intrări ale jandarmeriei și ale mascaților în case aiurea, la oameni care n-aveau nicio treabă. Și spărgeau ușile oamenilor, nici măcar nu-și cereau scuze și după aia plecau, n-aveau niciun fel de problemă. Și reclamaseră bieții oameni. Dom'le, da, a intrat peste mine în casă și eu acum sunt cu ușa spartă pe mine, mă costă o groază de bani. Nici măcar nu și-a cerut scuze. Deci păi nu, au fost câteva faze de astea antologice. Păi stai, să zică mersi că nu l-a bătut, că atunci era problema. Zică, a, să zică să mulțumească, să scrie mulțumire. Vă mulțumim că nu ne-am dat omorul. Vă suntem recunoscători. Deci, scuză-mă, dar eu ziceam de altceva, deci nu mascați. Dom'le, vin de ăștia și greșesc și vin peste oameni. N-am să zice niciodată. Deci o corporație, o firmă privată care nu ține de România și care a furat la propriu rețele de curent, care sunt gratuite, nu am plătit. Deci era chestia, știu exact ce spune acum. Sunt două rețele, Transeletica și încă una, ca una 750 de mii de voci și alta este la mai mult și sunt amândouă de înaltă tensiune. Lumea puțin știe că una e rețea națională și una este privată. Tot care este magistrală de înaltă tensiune. E, ăia privații sunt privați, domnule, deci e o companie străină. De ce vii tu jandarmi și poliție însoțită aia peste oameni în casă și dai, faci circ la televiziune și campanie de asta împotriva infracțiunii, infractorii, și era o băbuță săraca care nu știu ce a făcut nepotul și a băgat un radiator. Cred că a luat curent sau nu, nu contează că de multe ori ea, exact la jandarmi dădeau rateuri să intra în casa altuia. Ei măsurau pe aparatul că între strada cu tragi cu tare, doamne, cea să fură curent, că sunt pierderi. Măsoare precis. Și nu știi care casă. Și intră peste tot, să fie siguri. Și intră mascați și jandarmi și îmi bau băbuța. Doamne, furi curent. Culcat. Aia, cum se întâmplă la jumate îndoită? De unde culcat? Că mă dor șalele. Culcat. Doamne, ce culcat? Ai furat curent. Ce aia, maică? Ai furat cu ce să-l fur cu găleata? Nu știu ce, cum să-l fur. Eu nu mă pricep, dar eu am două becuri și nici nu merge televizorul. Ai furat. Și chestia de asta s-a întâmplat. S-a întâmplat frecvent. Deci intervine poliția și jandarmii pentru niște hoți. Hoții ăia ne fură nouă curentul care trebuie să fie gratis, fiindcă noi, știți ce plăteam curentul? Pentru să recuperăm investiția făcută în timpul lui Ceaușescu, nu de Ceaușescu, în timpul lui Ceaușescu, tot de noi. Și adică s-a investit în stâlpi, în sârmele alea, nu știu ce, manoperă. Când s-a amortizat, asta era prin 90 și un pic, din momentul acela nu trebuia să plătim curentul simbolic, doar mentenanța atât la turbine și ăștia săraci care îmi strică ceva salariile ăia care se urcă pe stâlpi. Astea erau banii că trebuie să plătim noi. Adică câțiva cenți. Nu e acum cât, doamne, la bursa M.com, cât era 180, cât era megavatul. Se plătea în Germania. 200. 200 dolari megavatul era. Și aici îți dădea ție, dacă erai pe... Normal că nu era off-grid și erai pro-consumator, în clipa nu știu cât de era 10% niște chestii de bajocuri și acum nici asta nu mai dă voie să le faci ca pro-consumator. Deci astea sunt chestii care sunt hoții pe față, fură oficial. Toate corporațiile îți scot banii, fac pe zero bilanț ca o contabil foarte neplătiți și zici că săracii sunt, domne, numai că n-am faliment, sunt la limită, n-am produs nimic. Și sunt pe zero și nu plătesc impozit, normal. Și toți banii ăia de miliarde, nu putem să-i tâmpiți să credem că ăia săracii sunt în chinuri, agonie și că stau aici, că abia le vine să plece din țară, că n-au profit deloc, profit zero. Și toți banii îi scot din țară. Miliarde, știți cum scot banii? Sunt niște țevi care sunt de la casă și cash-ul la care vor să scoate și ei să rămâne și pe cash, pleacă niște calupuri așa pe vacuum și zboară banii așa pe niște țevi pe lângă tine și vezi banii cum zboară așa prin metro.
Îți vine să sari ca pisicile după el, să prinză bani, niște calupuri așa, și se duc încolo și colorate așa și zboară pe lângă tine și, Doamne, dar nu s-a gândit nimeni să fac un dop undeva, să cadă într-un sacoșă, să zici că e plecat cu untul la casă și, de fapt, băbuța Sancti Maria a plecat cu 3-4 cutii de bani. E simplu, zboară pe lângă aia și se poate strica, na, din greșeală. Un soșoi, cel aros o țeavă de aia. Deci asta se întâmplă cu banii noștri. Pleacă tone de bani afară. Afară e mai bine, că e aerul mai curat, mi-a respirat, când nu se taie pădurile, că e și oxigenat aerul în auzia surbrată din zona aia. Îl vezi pe Nădlac, dar Nădlac încolo, aerul, într-adevăr, este altul. Dom'le, o dreptate pe undeva nebelincit. Dar nimeni nu spune că ăsta are dosare penale, ăsta, Schweizer, ăsta, Schweighofer, ai dosare penale în Austria și în toată Europa și a fost obligat de mii de ori. I-a închis firma și a făcut alta, cu altă de mii, altă firmă și la același lucru face. Taie pădurile și ne taie și pe noi la ficați, fiindcă ăsta e frate cu românul, pădurea, lemnul, copacole, ființă vie, inteligentă și cred că e mai inteligentă decât omul. Mai inteligent decât pădurarul ăla care se uită strâmb la el așa. Este mult mai înțelept, are sute de ani. Și ăștia vin de acolo, taie păduri la noi și la ei nu, o crangă dacă ai rupt-o, ei faci pușcărie. De ce la noi? Și vă spun imediat, apropo de economie, tot vorbim, că de-aia vorbesc în saco, că să pot vorbi liber. Pentru că e vorba de amprenta de carbon, oameni buni. Nemernici și au gândit-o foarte inteligent. Atât timp cât noi nu avem păduri, că era codii lăsii, erau codii lăsii, deci noi avem păduri masive. Se calcula cât dioxid de carbon era dislocat de pădure, era un calcul foarte precis, cât oxigen scoate și în funcție de amprenta de carbon, ziceau ei, tu ai dreptul să poluiezi sau să ai în industrie. Nimeni n-a făcut legătura și faptul că acele hectare de pădure pot deveni la un moment dat aseturi bancare, pentru că ți se plătește alții care nu au păduri și nu au atât oxigen sau au, dar vor să aibă excedent ca să poată să-și dezvolte industria, vine la tine și îți cumpără certificate de carbon. Pe viitor se cumpără de prețul de acum și tu n-ai plantat încă, dar tu vei avea pădure sau ia cu puieții ia să vă face copaci. Îți dă în avans banii ca să aibă dreptul să-și dezvolte industria lor pe copacii tăi. Dacă tu nu mai copaci, nu mai ai amprentă de carbon și nu ai voie să ai industrie, fiindcă niciodată nu o să-ți vândă ție Austria cu amprenta lui de carbon pe pădurile lui, că nu e tâmpit. Și tu nu o să ai voie să faci nimic. Ăsta a fost miza. Au tăiat copacii ca să nu avem voie să poluăm. Bine, a venit Hortens și cei ca el care o să facă energie electrică și au nebunit cu aia, au turbat. Fără amprentă de carbon, zero emisii. Și nu i-a dat autorizație nici până în ziua de azi. Că dacă s-ar face chestia din cărbune, că vor să închidă minele de cărbune, dom'le, au un plan acum în care vor să dezafecteze toate microhidrocentrale, astea de mult, de câțiva ani. Acum vor și centrale mari hidroelectrice să dezafecteze. Deci, au strică, dacă tot vorbim de vacile care trag curțuri, vorbim atunci și de pești. Săracii nu sunt stresați, fiindcă peștii au multe baraje și nu pot să-și facă. De-aia nu avem noi icre în pădure. Nu că dă bombe ucranianul cu dinamita, se știe de ani de zile ca să strice că le stricăm cota pe bursă de sturioni și noi eram peste toți cu producția noastră. Acum s-a trebuit, nu mai avea niciun sturion, nici fugitiv. Acum peștii sunt stresați din cauza barajului și vor să închidă toate, absolut toate centralele hidro ca să refacă vechile râurile pe vechile făgașe. Pe asta înseamnă că distrugi și orașul, domnule. Nimeni n-a făcut planul că dacă tu refaci, adică să distrugă și barajele, păi dacă tu distrugi Vidrarul și mai este unde la Doftan aici, păi dispare București. Nu știu ce e în creierul lor, dar imbecilii ăștia, iertați-mă acum, domnule, Diana are dreptate, nu știu cum o mai țin nervii. Într-adevăr, Parlamentul este o coptură. În Parlamentul ăla sunt, nu semidoc, sunt inapți, ADHD, nu știu, boală de undeva inventată ceva, nu știu, au pojar toți și au s-a dat cu farță să vadă bubele. Dar ăla a intrat în creier direct, deci nu mai funcționează un singur neuron. Nu ne înțeleg să fii plătit, să fii trădător, că ți amenință familia. Toți nu sunt întâmpiți, e clar că toți acolo sunt șantajați. Să fii chiar nesimțit, adică dacă e un pic de creier, e clar. Dă-i seama că dacă ai ajuns acolo, ți s-a permis să ajungi acolo, este clar și sigur că ai
tora de schelet în dulap. Clar, n-ai ce, nu te lasă să ajungi. Dacă nu să ajungi, înseamnă că faci cum joacă, cum cântă ei, joci. Și lor le e frică că dacă e ceva contra, cum a fost Zgonea. Păi Zgonea numai că n-a fost și otrăvit în prima, acum revenit acum de ce? Că a jurat pe cuvânt de pionier că va fi cu minte. Și va face. Și i-a dat în comun. Da. Ca să ne controleze pe noi, pe site-uri, pe online și alte treburi de genul ăsta. Și alaltă era în pușcărie, asta vreau să spun. Tremurează da. Zgarda pe... Și, pe și de una zi înainte de alalt, ieri era, lingea clanța pe la ambasada americană. După ce l-a căutat de neo pe acasă și tremura n-a venit, doar data a devenit fezabil și era da. Util. A venit util. Despre asta, asta vorbim. E. Certificatul de bună purtare. Dom'le, oamenii sunt șantajabili și e clar că asta fac. Dar să ne gândim și altfel. Ca să ne, că nu chiar sunt scuzabili. Înțelegem că sunt dar ca niște șantajabili și în suferința lor cumplită, înțeleg că îi plâng săraci în fiecare zi și că dincolo de pensie de 10.000 de euro, asta e altă poveste, trăiesc cu niște amărâți, cu niște vile, că se gândesc cu groază de unde plătesc ei la cele 25 de camere care le-au câte în fiecare oraș, câte o vilă de asta, și prin Seychelles, și prin vacanță în Grecia, și vile. Dom'le, sunt unii primari care au 3, 4, 5, 6 blocuri prin Grecia și prin Cipru, unde își duc cetățenii primari, ăștia au autocare și primă pe acolo. La hotelul lor, pe persoană privată, fizică, trăiască Evanghelie. Dom'le, dar au hoteluri în toată lumea, au conturi în toate paradisurile fiscale. Eu înțeleg să fii relaxat. Dom'le, dar te gândești aberant. Dacă faci așa, asta e o chestie de frustrare. Cred că au fost bătuți când erau mici. Pe cuvântul meu, cred că era foame îngrozitoare. Au fost chinuiți copiii de mici. Cum frustrările astea explodează la un moment dat și te trezești că vrei neapărat să ai 5 avioane, nu 1. Să ai 10 case, nu una. Vă dați seama, nu-i mai aloge să fac un time sharing, era la un moment dat la modă chestia asta cu fiecare se mută în casa altuia și ai scăpat să arunci banii, deci n-au nicio logică ăștia, nu știu, nu sunt buni manageri. De asta vreau să spun că suferința lor cumplită, că sunt șantajați, e adevărat, dar cred că le-a dăunat mai mult numărul de avioane privat. Asta e afectat, nu șantajul. Că ne gândim că acest șantaj e și în Congresul American, e și la ruși, e și la ucrainești, pe toți sunt șantajați. Dom'le, dar te uiți că ungurii ăștia cu tot șantajul lor zbârnie și cam tremură toată Europa. Că dacă zice ceva zăpăcit ăsta de Orban, ăștia nu știu când să facă, că dacă s-au unit. Că e grupul de la Visegrad. Păi nu, cu Polonia. Polonia la un moment dat a înghițit cât jumătate de Europa, dacă să ne gândim așa. Și au negociat cu ăștia, deci au cerut polonezii niște condiții acum, dar au terorizat pe toți. Deci nu pot, au ce să facă, e drept de veto. Și să nu uităm și Erdogan, că bun, intrați voi în... Da, da, a câștigat la Tusk alegerile și a rezolvat problema. Au plecat naționaliști de la putere. E de al lor. Au venit globaliști acum. Ok, dar o secundă. Da, globaliști. Dar cu toate astea, cât e de globalist, domnul a făcut în așa fel încât le-a dat ceva, nu ceva. Mult și la polonezi. Domnul, dacă tot e sclav de lux. Deci polonezul are prețul la Lidl de 2-3 ori mai mici decât la orice Lidl, n-a zis niciun oraș din țară, la noi. De 2-3 ori mai mici prețul. În oriunde, bine, acum s-a cam dus de râpă tot, dar până acum 2-3 ani, Marea Britanie, în piețe, era la jumătate din piețe noastre. Dom'le, Marea Britanie, ora de vârf. Pe seară, ei gratis mâncare, erau supermarket, erau români, noștri săraci, ăștia mai amărâți. Deci, seara și la un preț de un sfert, toate magazinele erau pentru cei care venituri mai mici. Deci, asta era o politică națională. Dom'le, pentru ei, ăștia, șantajaților, dacă politicienii șantajați, și eu așa ceva, dar fac ceva totuși. Adică nu ești chiar forțat. Ursul aia te pune să faci preș dacă te vede că ești idiot. Dar dacă tu un pic ai creier și diplomație în sânge, știi cum să negociezi și știi că dacă ești șantajat, poți să forțezi puțin, dom'le, obții ceva și pentru ai tăi. Cu tot șantajul ăla, așa au făcut toți.
Și toți au câștigat, adică au și ceva, dar ăștia ai noștri, da. Nu că n-au câștigat. Iohannis a zis că nu, e ei complicat negocierile. Păi nu, ce negocieri? Nu intrăm nici pur asta în Schengen, nu e problemă. Păi stai, bine că n-am intrat, să vrească Dumnezeu să intrăm, de la un moment dat, auziții care sunt la comanda Moscovei, toată lumea știe, ne vor bine, nimeni n-a înțeles că sunt cei mai buni prieteni, domne, Nehamer ăsta, e cel mai bun prieten al nostru, dar noi n-am mai înjurat, domne, că tu sughită săracul om. Deci, pe cuvântul de onoare, gândiți-vă, dacă am intrat în Schengen, a dispărut leul și chiar că pierdem absolut tot. Tot ce înseamnă suveranitate. Cât de cât mai avem leul ăsta mărât, așa cum este de pârlit și vai de mama lui, domne, este totuși un model național. Dacă am dat în Schengen, am pierdut tot. Sigur că ei puteau să spună așa. Știți, ce că e hibridă, Schengen hibrid, adică nu mai e Schengen doar pe ea care merg cu avionul. Păi pe mine interesa marfa din tiruri, nu turiști, doamne iartă-mă, că ea nu, au, nu stau 3-4 zile și o săptămână sau ăștia în tiruri săraci și atunci